Am întârziat. Nu am timp pentru asta. Bluza asta trebuie să meargă. Sunt aproape gata. Așa, sunt. Ce? Pe bune? Am nevoie de altceva de îmbrăcat. Așteaptă, nu vreau să stric bluza asta. Stai, am o idee. O să-mi pun asta pe cap. Apoi îmbrac bluza peste ea. Nu o să se mai ia machiajul. Am terminat cu asta. Arăt bine și mă simt minunat. Sunt un geniu. Și tot am întârziat. Mai bine plec. Sunt atât de entuziasmată. O să încerc un look nou. Am instrucțiunile chiar aici. Ce-ar putea merge prost? Va fi atât de ușor. Hai să începem. Îmi voi lua tușul de ochi. Ok, voi începe cu o mișcare rapidă. Așa. Au, ochiul meu! Grozav, acum arăt ca un pirat. Oh, nu, fusta mea! Nu a fost atât de greu. Vai, ce-am făcut? Trebuie să se ia. Mă bucur că nu a văzut nimeni asta. Acum arăt ca un panda. E intensă treaba asta. Nu o fac, nu pot să risc. Nu voi avea niciodată machiaj de ochi chic. Și acum mi s-a blocat pieptenul. De ce mi se întâmplă asta mie? Stai o secundă, știu ce să fac. Pieptenul meu mă va salva. Unde mi-este tușul de ochi? Voi aplica tușul pe piepten. Vreau să acopăr dinții. Exact așa. Ar trebui să fie suficient. Acum trebuie să presez pieptenul în capătul ochiului. Urează-mi noroc! O apăsare ușoară. Acum voi face la fel, dar dintr-un unghi diferit. Apoi voi uni punctele. Ușurel de tot. Voi face la fel și în partea cealaltă. Cred că asta-i tot. Wow, arăt uimitor! Nu pot să cred! Le ador! Abia aștept să apar așa. Este atât de frig afară. Nu pot să cred că mi-am uitat umbrela. Sunt fleașcă. O să mă scutur puțin. Mult mai bine. Wow! Pe bune! Ar trebui să-mi iau cărțile. Hai să fim serioși. A fost aici tot timpul? Este atât de enervant. E cam târziu pentru o umbrelă. Ce zi! Ce naiba? De ce mă urăște universul? Ar putea fi mai rău de atât? Oricum, nu mi-a plăcut niciodată fusta asta, dar am nevoie de ceva de îmbrăcat. Știu ce să fac. Adică, îmi place culoarea. Ar putea funcționa. Voi încerca. Mai întâi voi îndepărta cadrul. Am nevoie doar de material. Acum o voi modela în formă de triunghi. Am nevoie de foarfecă pentru partea asta. Voi tăia această parte. Poate fi aruncată la gunoi. Bun, acum pot să desfac materialul. Până acum totul e ok. Începe să semene cu o fustă. Voi prinde o panglică în jurul găurii. Aleg o panglică de un roz pal. Și asta-i tot, e timpul să o probez. Wow, arată minunat! Super elegantă și stilată. Umbrela aia a fost utilă până la urmă. Sunt atât de fericită. Acum pot să merg la curs. În sfârșit acasă. Trebuie să-mi admir fusta. Wow, este fabuloasă. Nu pot să cred că eu am făcut-o. Stai, ceva nu e în regulă. Nu-mi place acest top. Trebuie să mă schimb. Ce-ar trebui să port? Nu cred. Asta nu merge. Nici gând. Nu-mi place niciuna din hainele astea. Ce mă fac? Un mesaj. Vrea să ne întâlnim? Nu, am nevoie de ajutor. E o urgență. Ajută-mă, grăbește-te. Am venit cât de repede am putut. Ce s-a întâmplat? Păi, stai așa. Ce ai acolo? E păpușa mea. Drăguță, în fine, uită-te la acest top. Trebuie să merg la o întâlnire. E o problemă. O problemă? E un dezastru. Trebuie să te calmezi. Trebuie să mă gândesc. Știu. Asta va rezolva totul. Da, e perfectă. Mă ocup eu. Situația e sub control. Voi pune acest maio pe masă. Apoi voi deveni creativă. Mai întâi o să desenez o inimioară. Apoi voi lua geanta păpușii mele. Voi avea nevoie de lipici. Trebuie să fie super lipicios. Ar trebui să fie suficient lipici. Voi lipi asta pe conturul inimii. O să am nevoie de mai multe. Din fericire, păpușa mea are o colecție mare de genți. Voi continua să le lipesc pe maieu. Asta e ultima. Trebuie să-i arăt rezultatul lui Lexi. Wow, e minunat!
Wow, e super! Este exact ce am nevoie! Ești cea mai tare, Annie! Oh, mă sună! Bună, scumpule! Vin acum! Distracție plăcută! Am nevoie de pantofi noi și am o idee grozavă! Voi lipi banda adezivă pe pantofii mei! Trebuie să acopăr vârfurile! Cine mai are nevoie să-și cumpere pantofi? Nu sunt chiar ok! Ah, știu! Trebuie să cotrobăi prin frigider! Asta e ceea ce caut! Îmi va rezolva toate problemele! Brânză super delicioasă! Așteaptă! Nu! E pentru ceva mult mai important! O să-mi aducă pantofii la un alt nivel! Voi scoate brânza! Am nevoie doar de coajă! E culoarea perfectă! Am nevoie de un pătrat mic, apoi voi decupa mijlocul! Nu mă grăbesc! Trebuie să iasă perfect! Exact asta voiam! Acum o voi lipi pe pantoful meu! Aveam nevoie de o cataramă! Wow, super moderni! Dar cu ce o să mă îmbrac? Voi lua niște șervețele! Îmi trebuie multe! Cred că ajung! Le voi îndoi! Apoi le voi așeza sub bretea! Voi face la fel și pe cealaltă parte. Acum voi avea nevoie de o husă de perne. Mă bucur că am spălat-o pe asta. Trebuie să fac câteva modificări. Așa mai merge. Este perfectă. Dar nu am terminat. Această curea se potrivește cu pantofii mei. Accesoriile sunt cele mai importante. Ah, aproape am uitat. Voi avea nevoie de ochelarii mei. Încă ceva? Cred că sunt gata! A fost foarte distractiv și arăt genial în ținuta asta! Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Ah, ce drăguț! Hei, Mickey! Hai, trebuie să te pregătești! Asta fac! Aleg machiajul perfect! Verific ce formă de sprâncenă mi se potrivește cel mai bine și am găsit-o pe cea mai bună! Acum trebuie să le conturez! Am nevoie de niște tuci de ochi! Oh, îmi place! Pare foarte ușor de imitat! Ador culoarea asta! E timpul pentru far de ochi! Bună alegere! Încă puțin! Mai am câte ceva de făcut! Ia să vedem cum îmi pot machia obrajii! O să arate drăguț! Trebuie să am grijă! Ce mai am de făcut? Ah, rujul! Îmi place mult nuanța asta! Ar fi trebuit să o folosesc mai de mult. Am terminat! Ok, sunt gata! Ce părere ai? E... arăți ridicol! Mie îmi place! Îmi pare rău! Bun, a plecat! Comportă-te normal! Acum e rândul meu! Cum se folosește asta? Serios? Nu vreau barbă! Arăt ca un tăietor de lemne! Wow! Pur și simplu wow! Și fii atentă cum arată aici! Bună! Vreți să fim prietene? Vorbește cumva cu noi? Hai să plecăm! Putem intra aici! Hai, rapid! Ce nepoliticoase sunt! Șt! Încercam să fiu prietenoasă! Oare ce fac acolo? A trecut ceva timp de când au intrat? Poate pot auzi ce fac! Ce mult îmi place partea asta! Ține de bine! S-a tras cumva apa cu ele cu tot? Mandy? Mickey? Unde au dispărut? Ce-i asta? N-am mai văzut-o până acum! Poate dacă apăs aici... Nu ești suficient de drăguță! Nu e corect! Stai puțin! Wow! Am o idee! E timpul pentru o transformare! O să încep prin a-mi da jos ochelarii și a-mi curăța fața! Wow! Ce șervețele de machiante eficiente! Acum o să-mi conturez frâncenele! Așa vor părea mai dese în mod natural! Arată bine! Acum am nevoie de niște far. O să folosesc o culoare subtilă. Genele false o să-mi scoată ochii în evidență. Încă puțin fard. Am nevoie de puțin anticearcăn pe obraj și nas. O să-l omogenizez cu burețelul ăsta. Și la final puțin fard de obraz.
să nu uit de buze! Din nou, vreau să arăt cât mai natural! Cercei ăștia adaugă un plus de strălucire și o să-mi desfac părul! Arăt chiar bine, părerea mea! O să mai încerc o dată! Sper să funcționeze! Wow! Intră, te rog! Eram sigură! Sper să nu mi se ude părul! Ce petrecere reușită! Jennifer! Wow! Hai să facem o poză! Hei, Jen! Bună, Huggy Wuggy! El e domnul unicorn! Ce mizerie! La ce altceva m-aș putea uita? Hei, tu? Da, tu? Părul tău arată patetic? Arată fix așa? Ce jenant! Da, așa arată. Vrei o coafură nou-nouță? Ai nevoie de acest mini-aparat pentru aranjatul părului. Super chic, super elegant, super modern! Wow! E ca o baghetă magică, dar pentru părul tău! Funcționează pe orice tip de păr! Dacă ai păr, aparatul ăsta e soluția pentru aranjarea lui! Încearcă-l și tu! Oh, ok! Fii atentă! Ce e, mami? E extraordinar! Gata cu zilele în care îmi stă prost părul! Oh, e uimitor! Și e foarte ușor de folosit! De ce nu l-am descoperit mai devreme? E ca și cum ai avea propriul hairstylist! Cumpără-l, mami! Dar n-am terminat! Adaugă un plus de strălucire părului tău! Ce diferit arată! Sunați acum! Nu ratați această ocazie! Wow, mă simt ca un model! Ce se întâmplă? Vino încoace! Nu te mișca! Tuturor le-a plăcut de mine! Cine a zis asta? Bună! N-au văzut nimic încă! Ai încredere, mă descurc! Ești sigură? Cred că ai nevoie de asta! Sunt foarte frumoasă! Dacă spui tu... Dar mai am nevoie de puțin luj! Frumos! E timpul să fac ce știu mai bine! Dă-te la o parte! Bună! Wow! Nu înțeleg! E cumva o glumă? Nu înțeleg nimic! Nu! Eu votez nu! Dar trebuie să dispar de aici! Ce se întâmplă? Psst. Aici! Vai! Vai de mine! Ce să ăștia? Ochelari? N-am nevoie de ochelari! Știu! Probează perechea asta! Pa, pa! Ce ciudat a fost! Oh! Dă-o încoace! Hei! Arăt oribil! Nu-mi vine să cred! Ce jenant! Trebuie să mă demachiez! Mult mai bine! O să mai încerc o dată! Acum văd și eu ce fac! E timpul pentru celălalt ochi! Ce far de ochi intens! Așa mai vii de acasă! Poftim? Prima dată doar exersam! Wow! Arată extraordinar! Încetişor, doamnelor! Avem o câștigătoare! Eram sigură! Jocul ăsta e plictisitor! Vreau să fac ceva mai palpitant! Of. E cineva pe aici azi? Ia uite cum zboară chestia aia! Hei, stai! Nu-ți fac niciun rău! Stai acolo! Hai, frate! Ia uite! Nu! Vino înapoi! În sfârșit te-am prins! Ești ok acolo? Nu! Nici măcar fluturii nu vor să se joace cu mine! Inspira adânc, scumpo! Fluturele! Are și el propria viață, scumpo! Dar mi-a venit o idee! Haide! Wow! O să fie super! Sunt gata!
La fel ca fluturii, și tu poți trece printr-o metamorfoză. Cu un strop de machiaj, adică. Dar e obligatoriu să încep cu o bază bună. Arată bine! Pune-ți o dorință! Folosește sprânceana ca să măsori partea de sus a aripii. Apoi fă partea inferioară chiar pe obraz. Da, la fel și pe partea cealaltă. Și închide-le în colțurile ochilor. Trebuie să camuflez sprâncenele alea. Un pic de culoare e suficient. Nu-i așa că portocaliul ăsta e genial? Nu uita să colorezi și pleoapele. Apoi colorează și restul aripii. Superb! Acum treci la jumătățile inferioare. Hai să încercăm o culoare nouă, bine? Portocaliul și galbenul se asortează de minune. Frumos! Apoi estompează ca să se combine culorile. Grozav! Exagerările astea sunt totul. Uite ce uniformizare superbă! E timpul pentru contur. El ajută culorile să iasă în evidență. Aproape am terminat! Încetişor se face o linie fină. Și ai grijă în jurul ochilor. Acum treci peste sprâncene și fă un astfel de model. O să iasă super la final. Și partea de jos, un model similar, dar ușor diferit. Încetişor! Acum umple-l nițel. E important modul în care ții pensula. Acum lungește puțin codița. Pe fiecare parte ai uitat? Acum e timpul să conturezi ochii. Nu prea intens, totuși. Apoi adaugă un pic de sclipici pe pleoape. Pentru că, ei bine, de ce nu? Dar n-am terminat încă aripioarele. Liniile astea fac ca aripile să pară mai reale. Exact ca aripile unui fluture. Încearcă să nu faci liniile perfecte. O să pară mai reale așa. Apoi fă și acele punctulețe albe și simpatice. Poți să folosești o mică pensulă pentru ele. Și deasupra. Când ai terminat, e timpul pentru genele lungi și superbe. Și ca să continuăm tematica portocalie, buzele astea devin și ele regale. Hei, e un spațiu gol aici, așa că de ce să nu continuăm magia? Și hei, de ce să nu faci și gâtul? Ce frumos! Și un ultim mic retuș. Vezi petele alea șmechere? Zici că sunt și ele niște mici fluturi. Și pot avea diferite culori. Și vom completa treaba pictând și umerii. Wow! Asta da metamorfoză! Aș putea să zbor chiar acum! Câte detalii! Efectiv uimitoare! Hei! Acum sunt aproape la fel de frumoasă ca tine! Deci acum mă place! Oh! Pe curând! Vino înapoi! Haide! Ce fluture mare! Părul meu! Am greșit! Abia mai pot ține ochii deschiși. Aoleu! Nu e relaxant? Doamne, mai bine mă culc! Vai! E ceva în spatele meu? Alo? E cineva acolo? Mă pricep la arte marțiale, să știi! Pleacă de aici! O, Doamne! Urcă scările! Trebuie să alerg mai repede! Oh? Lasă-mi papucul în pace! Asta e perechea mea preferată! Și acum ce? Doamne, aproape am ajuns! Iar am fost învins! A fost cât pe ce? Hei, am uitat de chestia aia? Ha! Dacă vreau să scap întreagă, trebuie să-mi schimb look-ul. Și nu, asta nu e o mustață. Ar fi ciudat, nu-i așa? Continuă așa. Urmează conturul feței. Apoi trece în interiorul formei. Urmează aceleași linii ca până acum. E aproape gata. Te întreb ce urmează?
Da, e timpul să colorăm, prieteni. Ăsta chiar e un albastru frumos. Da, pictează tot nasul. Ai grijă când pictezi de-a lungul liniilor. Așa că fă-o mai încetişor dacă e nevoie. Acum e timpul să umplem zona de lângă sprâncene. Nu uita de cealaltă. Apoi umple restul frunții. Apoi de-a lungul bărbiei. Ai grijă în continuare să nu depășești conturul. Acum umple tot gâtul. Sper că ai destul machiaj pentru asta. Oh, e timpul pentru un pic de roșu. Iar liniile sunt aici ca să le urmezi. Cu grijă, e o zonă îngustă. Frumos! Acum continuă la fel. Ah, ai ratat o zonă. Ia uite ce mână dibace. Apoi e timpul să colorezi cu alb în jurul ochilor. Închide ochii ca să poți picta toată pielea. A mai rămas un ochi de făcut? Nu lăsa vopseaua aia să-ți intre în ochi. Încă mai ai niște piele de pictat. Dar nu o umplem pur și simplu. Poți să ghicești ce sunt ăștia? Îți dau un indiciu. Sunt ascuțiți și ar fi înspăimântător să-i întâlnești. Da, ai ghicit. Sunt niște dinți super ascuțiți și super înfricoșători. Adică o să fie în curând. După ce o să fie colorați, gura asta o să fie super înspăimântătoare. Continuă să-i pictezi. Ta-da! Dar n-am terminat încă. Mai avem câteva linii de pictat. Culoarea mai închisă o să scoată și mai tare dinți în evidență. O să iasă frumos la final. Încearcă să nu lași negrul să-ți strice forma dinților pe care ai pictat deja. Trebuie să pictezi încet și cu grijă. A mai rămas puțin. Deja arată grozav. Gata! Da! Acum să vină sângele. Sau vopseaua roșie. Nu poți lăsa niciun centimetru de piele goală. Deci, cum rămâne cu părul, nu-i așa? Știu! Așa, da! Ți-e frică deja? Nu-ți face griji, trebuie să fie un look înspăimântător. Unde o fi? A trecut o oră! Vai, ce? Da! Nu, te rog, nu-mi face rău! Nu o să te mai sperii niciodată, bine? O, Doamne, trebuie să o șterg de aici! Exact, să nu te mai întorci aici! Am mers de minune! Nu există după amiază mai distractivă de sâmbătă ca una în care lenevești și pictezi. Și am ales niște culori fabuloase de data asta. Rozul, albastru și movul merg tare bine împreună. Dar ce pot să mai adaug aici? Vezi unde îndrepți chestia aia? Scuze! Stai, știu! Pensula ta! Ups, scuze! Stai așa! Bine, sper să nu fie permanentă chestia asta. Iu, a fost doar un accident. Stai puțin, mi-a venit cea mai tare idee. Haide! Wow! Poartă-mă în altă lume. Cu niște machiaj oricum. Și sprâncenele sunt primele pe listă. Acum o să conturăm primele forme. Niște forme intergalactice, adică. Arată amuzant la început. A, ce-i aia? Hei, trebuie să aplici o bază mai întâi. O să arate mai bine culoarea. Chiar și pe chestia asta mică. Acum că baza e aplicată, hai să pictăm. Wow, super! Ca să-i dai uriașului ăstuia niște adâncime, conturează marginea exterioară cu negru. Apoi adaugă niște albastru intens. Apoi niște magenta pe partea cealaltă. Secretul e să le estompezi foarte bine. Indiferent de cât de multe culori folosești. Apoi conturează planeta cu alb și vezi că albul să fie suficient de gros. Arată fabulos deocamdată! După ce ai terminat asta, aplică un strat alb în zona din jur. Și după toate astea, poți să începi să folosești albastru aici. Ai grijă să închizi ochii pentru partea asta. Poți aplica și niște mov. Ia uite ce turcoaz superb! Chiar o să-ți scoată ochii în evidență. Alături de niște culori neon. Ai grijă să nu neglijezi buzele. Îți mai amintești de planeta asta mică? Merită și ea câteva umbre? Albul cu negrul merg bine împreună. La fel și pentru planeta asta de aici. Ia uite ce mov! Apoi rotunjești un nițel cu un pic de alb. Buzele sunt gata!
aplică niște galben în centrul bărbiei. Wow, ăsta da magenta! Sigur se asortează toate culorile astea? Eh, atâta timp cât le stompezi bine, se vor asorta mereu. Iar apoi te poți concentra pe micile detalii. Folosește albul ca să faci tot felul de chestii. Nu-ți fie frică să-ți folosești creativitatea. Mai adaugă niște culori dacă vrei. Cu cât ai mai mult spațiu, cu atât mai bine. Ai o întreagă galaxie la dispoziție. Doar nu credeai că uităm de gât, nu? Folosește un burețel de machiaj ca să acopere o zonă mai mare și să și combină mai ușor culorile. Ei bine, ce zici? Fă-ți o nouă coafiură și păzi alume! E frumos, nu-i așa? E ca și cum ai călători în spațiu fără să părăsești pământul! Oh, wow! Sunt mulțumit acum! Continuăm! Ok, deci pentru următorul meu tablou o să... Annie! Scuze! Ne gândim la același lucru? Oh, se potrivește vreo piesă? Poate dacă le-a pus mai tare? Merge? Nu, dar asta e și mai rău! Mamă? Oh, poate asta? Îmi pierd mințile? Dar chestia asta? Poftim? E inutil! Au! Puzzle-ul meu! Piesa asta putea să mă rănească! Ah? Stai puțin! Știu! Hai să construim împreună lucrul ăsta! Pregătesc întreaga pânză! Acum să trecem la treabă! Și începem cu pleoapele! Și dacă tu credeai că o să fie... Nimic nu se compară cu mirosul de plăcintă proaspăt scoasă din cuptor! Oh! Un ou? Wow! Plăcinta mea! Oh, nu! Asta e un fel de glumă? Toată munca mea! Acum e doar un dezastru! Oh, nu! Hai, Luna, gândește rapid! Dar mai întâi schimbăm ținuta! Acum să vedem ce avem aici! Blugii sunt chiar versatili, nu-i așa? Trebuie doar să gândești neconvențional! Sunt aproape gata! Doar trag cureaua pe aici! Și împrejur! Apoi o închid! E suficient de lungă! Vedeți? Fabulos, știu! David! Ce faci, Luna? Arăți bine! E o ținută nouă? Wow! Și pantofii ăia! Wow! Hai înăuntru! Astăzi totul e despre frumusețe, începând cu asta! Încearcă și tu! Aha! Doar o linie, ha? Bine atunci! Gata! Wow! Cum a reușit să fac asta? Luna? Dar... cum? Ok, doar niște flori, nu? Stai, ce? Ăla-i un răsărit de soare? Ai înțeles? Grăbește-te! Mă străduiesc aici! Haide! Amestecă, amestecă! Oh, nu! Tricoul meu preferat alb! Bine, respira adânc! Îmi canalizez creativitatea, începând cu această pată nefericită! Urmăriți cu atenție! Folosim bucăți mici de bandă adezivă pentru a încercui pata. Am făcut o inimă! Hai să o umplem cu niște vopsea albă! Arată bine! Adio, pată! Frumos! E timpul pentru roșu, dar merge direct pe buze! Ce frumos! Mua! Mai mulți pupici! Pe toată inima! Apoi obții asta! Destul de cool, nu? Îl numesc accidentul meu fericit! E o îmbunătățire considerabilă! Doamna profesoară? Da? Oh, ce tricou! E fantastic! Foarte bine! Creativ și adorabil! Nu mai am nevoie de asta! Grozav! Așa! E aproape gata! Dar cum rămâne cu acea minge? Ar trebui să o fac mai potrivită pentru petreceri! Sunteți gata? Să-i urăm bun venit globului meu disco DIY! Lumina îl face să strălucească!
uită-te la toate culorile distractive. Parcă întreaga încăpere dansează. Acum paharele! Toți prietenii mei au nevoie de unul, așadar fiecare îl primește pe-al lui. E timpul pentru suc! Fantastic! Există o băutură de petrecere mai bună? Gata și gata! Nu mă deranjează să fac asta. Am nevoie de o pauză. Oh, nu! Marcărele! Doamne, sunt așa neîndemânatică! Oh! Și am marcăr pe spate? Ce catastrofă! Chiar înainte de marea mea petrecere! Am niște folie rămasă. Ok, blugii ăștia au nevoie de o intervenție majoră, începând cu multă vopse albă. Folosim o pensulă pentru a o aplica pe blugi. Trebuie să ne asigurăm că acoperim toate petele nedorite și să ne ocupăm inclusiv de spațiile goale. Arată bine! E timpul pentru cel de-al doilea crac. Foarte frumos! Înainte să se usuce, punem bucăți mari de folie deasupra și trecem cu fierul de călcat peste ele. După ce se răcește un pic, ridicăm folia. Să nu uităm de celălalt crac. Decojirea e așa satisfăcătoare. Poți lucra și cu partea de jos a picioarelor. Priviți! Ce cool, nu-i așa? Blugi noi! Cine a făcut asta? Priviți cum strălucesc! Sunt și mai cool decât înainte. Nu mai sunt pete de suc aici, doar magie metalică. Super drăguț! Acum clar sunt pregătite pentru petrecere. Și nu vă faceți griji, m-am ocupat și de spate. Strălucesc oricum te-ai uitat la ei. Perfecțiune! Primul meu oaspete! Astea sunt atât de demodate. Pe bune! Oribil! Ce faceți, fetelor? Cât de vechi e puloverul ăla? Ia-te după mine! Vezi vopseaua asta? Vom face o mică călătorie prin conducta expres. O să fie epic. Misiune îndeplinită. Da! Uite că vine! Ce se întâmplă? Aia e vopsea? Da, ție ce ți se pare că e? Puloverul meu preferat! Alea sunt haine curate? Pot să le folosesc! Wow! Mi se potrivesc perfect! Wow! Hei, ăla e al meu și aia e a mea! Oh, nu prea cred! Mi-ai furat fusta! Dă-mi-o! Hei! Mulțumesc! Ne mai vedem! Au, oh, frate! Ce răutăcioase! Ei bine, aia a fost cea mai nasoală zi! Nu voi fi niciodată frumoasă și populară! Poate că pot face ceva în privința asta! Cum rămâne cu astea? Merită încercat, presupun! Hai să începem! Așa se face, nu? Se simte bine! Pun pariu că și arată bine! Buzele roșii sunt cele mai tari! Ei bine? Oh, nu! Ce-am făcut? Am făcut o greșeală uriașă! Pur și simplu n-am noroc azi, nu-i așa? Cel puțin am un lucru bun care mă așteaptă! Poftă bună! Ha? Plasticul! De fapt, poate că pot folosi asta. Da, folie de plastic salvatoare. Vreau să am fața perfectă, așa că voi folosi asta. Hai să vedem. Stai acolo. E timpul pentru contur. Pomeți bine definiți, iată-i. Minunat. Acum un pic de roz. Se simte destul de bine. Nu pot uita de tușul de ochi. Foarte complicat. Țuguie buzele.
Ar fi bine să mă încălzesc. Sunteți gata, buze? Mă simt ca o femeie nouă. Atenție, lume! Sosesc! Wow! Au, frate! Perdeaua mea! Ei bine, ce ghinion! Sau poate noroc! E timpul să-mi îmbunătățesc ținuta! Așa-i mai bine! Stai să vadă fetele astea! Un model unic! Asta-i puterea drapajului creativ! Privește aici! Clar mă pot descurca singură! Nu-i așa că-i drăguță? Cine are nevoie de perdea la fereastră? Ăsta e un mod mult mai bun de a o folosi! Și e în culoarea mea preferată! Să mergem! Acuși trebuie să plec, așa că mai bine mă pregătesc! Cum îmi stă părul? Poate că ar trebui să încerc ceva diferit! Stai așa! Îmi amintesc ce s-a întâmplat data trecută! Au! M-a durut! De ce tot fac asta? S-a blocat cablul! Ce? Ce s-a întâmplat? Nu, nu e bine! Nu mai folosesc niciodată chestia asta! Trebuie să existe o metodă prin care să-mi fac bucle fără să mă rănesc! Poate merge să folosesc clești ăștia de rufe! Merită să încerc! Îmi pun părul pe uscătorul de rufe și apoi îl răsucesc pe parele astea! Acum o să folosesc cleștii ca să-l fixez! Gata! Sper să meargă! S-ar putea să arăt ridicol, dar o să merite! Ok, să vedem buclele alea superbe! Se simte ciudat! Wow, părul meu arată grozav! E timpul să plec! Auleu! De ce ondulatorul ăsta vrea mereu să mă rănească? Uite-te aici! Wow, ia uite ce brățară! Poftim, vechitura asta! E atât de grea de la toate diamantele astea! Super! Trebuie să-mi dau părul pe spate! Îți plac cerceii mei? Wow, sunt fabuloși! Sunt atât de invidioasă! Ia uite! Impresionantă chestie, asta e tot? Eu am un zâmbet de milioane! Nu pot să cred! Știu! Asta o să o învețe minte pe Luna! Bijuterii în păr! Ce zici de asta, Luna? Serios? Nu trebuia să se întâmple asta! Nu! A căzut! Ce jenant! Privește! Wow, ce-i aia? Efectiv, îți capsezi niște bijuterii în păr! E atât de simplu! Au și culori diferite! Wow, e uimitor! Da, nu-i așa? Ador stilul ăsta! Dar, părul meu e atât de plictisitor! Wow, ce lumină intensă e aici! Nu văd nimic! Ochii mei! Mult mai bine! Wow, ia uite ce coafiuri! Le ador! Mi-ar prinde bine un look nou, dar care dintre ele? Hai să încercăm ceva! Îmi trebuie foarte ca asta! O fac! Fii curajoasă! E doar păr! Nu, n-aș face asta dacă aș fi în locul tău! Crede-mă, am pățit-o pe pielea mea! Dă-mi foarfeca! A fost cât pe ce? Nu o să am niciodată o coafiură nouă! Sau o să am? Cred că mi-a venit o idee! O să folosesc elasticul ăsta de păr ca să-mi fac o codiță și apoi o să dau peste cap! Acum o să-mi împletesc restul părului! O să arate atât de bine! Sunt aproape gata! Partea din spate e rezolvată! Acum o să separ părul din vârful capului și o să bag codița împletită! O trag până sus! Și acum bretonul! O să-mi folosesc placa de păr ca să-l aranjez! Un pic de căldură o să-l rezolve imediat! Și l-am aranjat! Gata! Arată grozav! Ar trebui să apar într-o revistă! Ce ți-ai făcut la păr? Nu înțeleg! Încă am foarfeca?
Sunt doar o stilistă bună. Bucur că suntem din nou prieteni. Ar trebui să mă apuc de lucru. Întâi, o coafură. Ok, Dana mea ce are? Și ce pot face în privința asta? Stai, știu, trebuie să mă ajuți. Te rog, te rog, te rog frumos. Mă vei ajuta? Știam că nu mă vei lăsa la greu. Hai să o facem. Nu durează mult. Wow, m-am întors. Hei, mă bucur să te revăd. Ești bine? Am nevoie de un păr de unicorn. Nu știu de unde să încep. Stai să văd. Mă ocup eu. Mă pricep la păr. Ia loc. Stai, ești sigură? Amețesc. Ha? Unde suntem? Ne trebuie acest elastic de păr. Îți voi prinde părul sus. Acum trebuie să-l facem mai înalt. Îți voi trage părul prin con. Apoi îl voi fixa bine. Până acum totul e în regulă. O să înfășor mai mult păr în jurul lui. Ne trebuie mai multe elastice de păr. E timpul să adăugăm puțină culoare. O să-ți placă asta. Îți va transforma părul. Acum voi fixa totul. Arunc o privire. Wow, e superb! N-am terminat. Trebuie să lucrez la partea din spate. Orice unicorn bun are nevoie de o coadă și asta e ceea ce vom obține. Voi prinde asta de coada de cal. Sau ar trebui să spun coada de unicorn. O voi trece prin ea. Merge bine! Trebuie să le împletesc împreună. Aceste elastice le vor fixa. Nu vrem să se desfacă. Sunt aproape gata. Mai trebuie doar să adaug un pic de stil. Niciodată nu poți avea suficienți unicorn. Îi vor da o notă aparte. Voi face asta până la capăt cu părul tău. Dar cornul merită ceva special. O să adaug pietre decorative. Te va face să strălucești. Să adăugăm și sclipici în părul tău. Va arăta magic. Sunt ca un artist. Munca mea aici s-a terminat. Pe curând! Huh? Dar, wow! Uită-te la părul meu! E uimitor! Cine are nevoie de un salon? Îmi place mult! Ei bine, părul meu e gata. Pot să tai asta de pe listă. Sunt destul de mulțumită de el. Mulțumesc, prietene unicorn! Mai bine mă duc la școală. Nu vreau să întârzi. Mi-am luat toate cărțile. E timpul să plec. Huh? Nu te grăbi! Nu cumva ai uitat ceva? Ai nevoie de machiaj de unicorn. Despre ce vorbești? Deja mi-am făcut machiajul. Serios? Aoleu! Uită-te în oglindă! Dacă spui tu... Ai nevoie de astea. Oh, și de asta? Uite cu ce mă confrunt. Am ceva mai bun. Ce n-ai? Oh! Cum am făcut asta? Asta fac unicornii. Am nevoie de ei pentru a vedea. Liniște! Voi crea o capodoperă. Oamenii vor vorbi despre asta timp de generații. Sau doar câteva zile, mă rog. Am nevoie de o pensulă nouă. Asta e atât de mică. O să mă descurc așa. Poate nu e atât de rău. Hai să evidențiem buzele alea. Voi începe cu conturul. Apoi voi aplica rujul. Mua, arăt bine! Oh, asta nu-i nimic. Ia uite, stai nemișcată. Vei străluci ca o stea. Sunt destul de gelos. Astea ar arăta super pe mine. Acum sunt ale mele. E minunat! Ai făcut o treabă excelentă. Hai să ne întoarcem acasă. Wow, e ziua mea norocoasă. Mai bifăm ceva de pe listă. Ar trebui să plec. Deci, cum stăm? Întâi am făcut părul. Arată fabulos. Deci, asta e bine. În continuare am făcut machiajul. Da, are tot ce trebuie. Sunt un geniu. Mai e un lucru. Aripile? Eu nu am. Le-aș putea lua pe ale tale. Nu o să se întâmple. Dar am o idee. Trebuie să facem niște cumpărături. Magazinul ăsta are de toate. Ce idee minunată! Dar asta e tot ce am. De ce nu sunt surprins? Stai puțin. Se conturează un plan. Știu ce să fac. Trebuie să împrumut asta. Ușurel! Stop! Hoțule de carton! Deci așa. Dă-i drumul! Ești atât de puternic! Am nevoie de ăsta! Dă-mi-l! E al meu! Iuhu! Victorie! Bine, o să ți-l cumpăr. Ce spui? Dă-mi să văd. Bate-mi palma! E perfect! Salută-ți noile aripi! Ăla e carton! Ai încredere în mine! Voi avea nevoie de un creion. Voi schița o pereche de aripi. Nu mă voi grăbi. Vreau să fie cele mai bune aripi.
După ale mele, cel puțin. Acum voi așeza sârma peste contur. Apoi pot să o fixez cu banda adezivă. Fac asta peste tot. Voi prinde totul la un loc. Apoi o voi pune pe o folie de vinil. Voi pune încă o folie deasupra. O voi acoperi cu un prosop. Apoi o să trec cu fierul de călcat peste ea. Trebuie să fie fierbinte. Ar trebui să fie suficient. Arată bine, e exact ce-mi doream. Wow, vor fi grozave! Dar trebuie să le decupez. Voi tăia jurul marginii sârmei. Trebuie să tai excesul de vinil. Îmi place! E ca un proiect artistic. Acum am nevoie de un marker. Îl voi folosi pentru a adăuga detalii. Câteva linii ondulate aici, câteva acolo. E aproape gata. Nu mai am nevoie de ăsta. Aripile tale sunt gata. Știu, sunt spectaculoase. Wow! Tu le-ai făcut? Am un talent înnăscut. Probează-le! Sunt perfecte! Minunat! Dar îmi mai trebuie ceva. Așa mai merge! Arăt uimitor! Pot să tai astea de pe listă. Asta-i tot! În sfârșit sunt unicorn! Bate palma! Yuhu! E timpul pentru o transformare! Credeai că ești în siguranță, nu? O să mă bucur de fiecare secundă! Ia-ți adio de la șuvițele tale aurii! Arăți mult mai bine, dar mai sunt multe de făcut! S-ar putea să doară! Ha? Cine mă sună? Ah, e cel mai prost moment! Sunt cam ocupată! Alo? Sicrie la promoție? Vin acum! Iu! A fost cât pe ce! Hei, Ken! Ia uite! Să plecăm de aici! Voi fi cu ochii în patru! E rândul meu! Se întâmplă ceva! Are un gust cărbos! Ești sigură că o să meargă? Așteaptă! În curând! Wow! A funcționat? Wow! Sunt un uriaș! Haide! Înainte să se întoarcă! Ar trebui să fim în siguranță aici! Nu sunt în formă! Ai ceva diferit? Ești cheală? Bă! Stai! Părul meu! Părul meu frumos! Oh, nu! Nu se poate! A dispărut! Tot a dispărut! Știu cum să rezolv problema! Pe cine păcălesc? Arăt îngrozitor! Nu fi tristă! E ok, scumpo! Stai puțin! Trebuie să găsim ceva util! Hei! Am găsit o pălărie! Ți se potrivește și nu se mai reflectă lumina de pe capul tău lucios? Nu știu. Bine, hai să încercăm altceva. Nu, nici vorbă de așa ceva. Wow, ești greu de mulțumit. Stai o secundă. Mă simt fabulos. Ador cum îmi flutură părul în bătaia vântului. Ar trebui să apar într-o reclamă la șampon. Mi-ar sta bine cu ea. Oh, da, bineînțeles. Mi-a plăcut să fiu blond. Wow. Cum arăt? Wow! Serios? Fața ta e murdară. Da? Poți să o curăț? Urăsc asta! Nu te mai plânge! Gata, arăți perfect! Nu sunt sigur, încă simt ceva. Am nevoie de o zi de spa. Pielea mea e ternă. Ce divă ești! S-ar putea să am ceva pentru tine. Ia uite! E o mască de față? Și mai bine, e motivul pentru care am o piele fără cusuri. O să ți-o aplic cu pensula. Oh, ce bine e! Mi-ar prinde bine și un manipedi. Bună încercare! Și acum ce facem? E timpul pentru partea distractivă. Acest mic magnet îndepărtează masca și toată murtăria. Zici că e magie! Wow, ce tare! O să arăt uimitor! Nu este nevoie să o speli. Magnetul face toată munca grea. Unde a fost asta toată viața mea? Măgâdilă! Îmi place! Wow, pielea mea radiază! Mersi mult! Nu mulțumi mie, ci magnetului! Sunt din nou frumos! Trebuie să-ți curăț hainele! Ha? Ce vrei să spui? Oh, nu! N-arăt bine! Nu se ia! Stai puțin! Știu ce să fac! Stai o clipă! Ți-ar sta bine cu această culoare? Ce zici? E un cearșaf vechi! Asta crezi tu! Ți se pare că arată mai bine acum? Avem gusturi diferite în materie de modă! Nu pot purta așa ceva! Trebuie să fac câteva modificări! Ok! Wow, capul tău e imens! Trasez o linie aici, apoi o mică tăietură. Ține minte, fără mișcări bruște. Gata, mi-am terminat treaba și arată spectaculos.
Wow! Ești un geniu! Nu vine să cred că ai făcut asta! Salopeta asta e super drăguță! De acum încolo, tu vei crea toate hainele! De ce te uiți așa la mine? Trebuie să-ți aranjăm părul! Din fericire, am o perie! Oh, ce bine e! Arată bine! Faci minuni cu peria de păr! Oh, îmi ghiorțeie stomacul! Da, mi s-a făcut și mie foame! Trebuie să mănânc ceva! Dar nu avem bani! Stai! Știu! Hai cu mine! Sunt chiar în spatele tău! Ce căutăm? Acolo! Uite! Ce? Ce este? Da, tocmai am ajuns! Ne vedem în curând! Asta e șansa noastră! Hei, domnule! Putem să vă spălăm mașina? Sigur, dar o vreau strălucitoare! Să trecem la treabă! Am apă? E o idee excelentă! O să fim bogați! Imaginează-ți câtă mâncare putem cumpăra! Trebuie să facem o treabă bună! Poate vom primi bacșiș! Wow, ar fi super tare! A fost o muncă grea, dar a meritat! Wow, ați terminat deja? Cred că vei fi mulțumit! Să vedem! Uitați! Atât? Nu, 5 trebuie să fie! Ok, cam scump, dar ați făcut o treabă bună! Nu, am spus 5! Ok! Sunteți siguri? A fost o plăcere să facem afaceri cu tine! Woohoo! Știți? În fine! A fost ciudat! Am dat lovitura! Ce ne vom cumpăra mai întâi? Sunt atât de multe opțiuni! Nu, nu știu! E copleșitor! Sesiune de cumpărături! Ia tot ce poți! De ce am nevoie? Oh, pui! Wow, e ca un zeu! Delicios! Ce altceva ar trebui să iau? Poate că aș putea să arăt așa? Dacă el poate, atunci pot și eu! Nu poate fi așa greu! Trebuie doar să mănânc pui! Ah, carne! Mă simt deja mai în formă! Uite ce-am găsit! Atât de multe acadele! Să mergem! Vrem să le cumpărăm, te rugăm! Bine, ce aveți? O grămadă de acadele și niște pui. Costă 100 de dolari, vă rog! Stai, cât? Haide, dă-i banii! Dăm banii, frate! Doar atât am! Dăm bancnota! E ok? E o glumă, nu? Am nevoie de acadelele alea. Și de pui. Dă-mi alea. E ceva în neregulă? Poftim. Stai, doar atât? Nu, ne va da și restul la cuș. În niciun caz. Cred că e timpul să plecăm. Urăsc slujba asta. Aveam visuri, visuri mari. E rândul tău. Nu uita, o linci și apoi mi-o dai înapoi. Ce ne facem acum? Nu știu, avem nevoie de un miracol. Stai, uite! Am ceva pentru voi! Ha? Dă-mi să văd! Gata! O să dăm lovitura! Urcați! O să vă fac vedete! De acord, domnule! Woohoo! Hollywood, venim! O să fiu bogat și faimos! Iar eu o să iau 10%! Bună, fetelor! Hai să-ți facem o nouă coafiură, Naomi! Amețesc! După ce părul tău e răsucit, o să-l aranjez într-un coc. Ok, te poți opri! Hiu! Acum trebuie doar să-l fixăm! Gata! Rapid, simplu și arată grozav! Urăsc să fac curat! De ce trebuie să fie totul atât de prăfuit? Durează o veșnicie! Trebuie să fie o cale mai ușoară de a curăța podelele? Părul meu e peste tot! Bleah! Blestemul de a avea părul lung! Nici măcar nu văd ce fac! Trebuie să-mi iau o menajeră sau un robot care face curat! Hei! Dă-mi-l înapoi! Nu mai mânca părul! Dă-i drumul! Ok, gata! Trebuie să fac ceva în privința asta. Foarfeca! Exact ce-mi trebuie! Tu ai cerut-o? Stai! Poate n-ar trebui să fac asta? Aș putea să folosesc elasticele astea de păr în schimb? Pare o idee mai bună! O să separ două șuvițe din părul din față. Apoi o să le leg sub bărbie. Uite așa! Îmi trebuie alt elastic de păr. Acum trebuie să separ șuvița asta de păr și să o leg de alta.
o să pun elasticul ăsta un pic mai jos ca primul. Arată bine! O să fac la fel pe partea cealaltă. Vreau să creez un fel de rețea. Acum știu cum aș arăta cu barbă. Ok, e aproape gata. O să-mi leg părul la bază. Trebuie să mă asigur că e prins bine. Mă bucur că am făcut asta în loc să mă tund. Dar mai trebuie să fac ceva. O să trec chestia asta peste cap. Wow! E perfectă coafiura! Părul meu nu o să mai stea în cale acum. Se pare că mă întorc la curățenie. Am atât de multe fire de păr rebele! Noroc am gelul ăsta! Ar trebui să le țină locului. Efectiv, nu pot să-mi fac părul să stea potolit. Ha? Ce face Naomi? Îmi dai și mie chestia aia? Normal! Cât gel folosești? Încă puțin! Faza bună trece primejdia rea. Wow, ce faci? Serios, îți sunt recunoscătoare. Sigur. O să mi-l aplic în păr. Oh, da, altă viață. Părul meu sigur nu o să se mai miște acum. Ai folosit tot gelul? Doar atât a rămas? Ce mă fac? Știu! Trebuie să iau ceva din ghiozdan. Gata! Fix ce-mi trebuia! Wow! Ața asta dentară o să rezolve problema! O să-mi trec ața dentară peste păr! Ceara de pe ea o să-mi netezească părul! Merge! Părul meu e perfect! Îmi place părul tău! Mersi! L-am făcut cu ața dentară! Îmi dai și mie aia? Bine! Trebuia să mă fi gândit că o să se întâmple asta! Ok, am nevoie de prietene noi! Cartea asta e atât de bună! Nu pot să o las din mână! Abia aștept să aflu ce o să se întâmple! Ce spune? Am nevoie de mai multă lumină! Nu văd să citesc cuvintele de pe pagină! Ce-i aia? Iu, ce scârbos! Cine face așa ceva? Trebuie să-mi curăț mâna! Aha, șervețele! Sunt ok! Nu, nu se poate! Aia e gumă? De unde vine? Trebuie să scap de ea! Brusc regret asta! Bleah! Ce scârbos! Of, nu pot să stau acolo! O să citesc în pat! Stai puțin! Am ceva în păr? Sky! Salut, colega! Asta-i guma ta? Trebuie să plec! Hei, vino înapoi! Bine! Ia uite! Mi-a venit o idee! Parcurs! Revin imediat! Nu te mișca! Sky! Ce? Asta o să rezolve totul! Spuma de păr? Poftim? Ai atât de multe de învățat! Privește! O să masez spuma în părul tău! Cum o să mă ajute asta? Și apoi pot să trag guma! Wow, vrăjitorie! Șmecheră faza, nu-i așa? Vai, ești uimitoare! Mersi! Mie mi se întâmplă mai des decât ți-ai imagina! Nici să nu te gândești! N-ai văzut nimic! Wow! Ce bine am dormit! Cât e ceasul? Oh, nu! Am întârziat! Și n-am timp să-mi aranjez părul! Auleu! Trebuie să mă mișc rapid! Știu ce pot face! Sper să funcționeze! Wow! Ce schimbare rapidă! V-am impresionat, nu-i așa? Stați așa! Bună! Am venit la petrecere! Poți intra! Hei! Seară frumoasă! Eu pot intra? Stai puțin! Trebuie să porți ceva strălucitor! Și nu văd nimic de genul ăsta! Serios? Dar îmi place rochia mea! Se pare că nu pot merge la petrecere! Wow! Ia uite! Am o idee! E timpul să-i distrag atenția!
Dacă vrea strălucire, o să-i ofer fix asta! Oh, ce-i asta? Încetişor, trebuie să mă mișc rapid! Hei, ce faci acolo? Pleacă de aici! Câtă lipsă de politețe! Dar am un inel nou! Ce rost are! Psst! Hei, aici! Tu cine ești? Fii atentă! Wow, ce de opțiuni! O să le cumpăr pe astea! O să te coste! Mersi, tipule misterios! Nu m-ai văzut! Trebuie să trec la treabă! O să-mi prind gablonzurile astea în păr! Ce ușor e! Acum clar strălucesc! Trebuie doar să apăs pe acest gadget și gablonzurile mi se lipesc de păr! Wow! Iuhu! Ce mult îmi place melodia asta! Aoleu, câtă strălucire! Știu, arăt extraordinar! Wow, o să te integrez perfect! Mersi! Ador stilul ei! Arată bine! Ce trebuie să mai fac? Știu, duș de ochi! Fix ce-mi trebuie! Trebuie să trasez o cotiță! Ok, nu asta voiam să fac! Ok, o să mai încerc o dată! E mai greu decât pare! Nu pot ieși arătând așa! Oh, nu, n-am timp de asta! Ok, concentrează-te! Încetişor! Oh, s-a terminat tușul! Hai odată! E gol! Ce enervant! Trebuie să mă curăț la ochi! Hei, Ashley, ești gata? Trebuie să mergem! Ashley, e totul bine? Se pare că nu! Ce machiaj interesant! Am avut un accident legat de machiaj! Nu-i bai, te pot ajuta! Ai nevoie de niște scoci! Serios? Lipește-l în părțile laterale ale feței! Ah, m-am prins! Aș putea încerca! Folosește acest truc pentru o linie perfectă de tuș de fiecare dată! Lipește-ți o bucată de scoci pe sub nas și sub ochi! Apoi lipește altă bucată deasupra fiecărei pleoape! Știu că arată ciudat, dar ai încredere în mine! Acum ia niște fard negru de ochi pe deget! Și freacă degetul de colțul ochiului! Scociul e o barieră eficientă! Apoi dezlipește scociul! Vei obține un machiaj perfect! Ce bine arată! Îmi place la nebunie! Ți-am spus că să funcționeze, dar trebuie să plecăm! Ah, ok! Mai am foarte puțin! Gata! Ce urmează? Aș putea să-mi aranjez și părul! O să-mi stea bine cu el ondulat! Acum trebuie doar să aștept! Cred că ajunge! Poftim? De ce nu e ondulat? De ce nu funcționează? Nu înțeleg! Cablul? L-ai ros? De ce? Nu am cum să-l repar! De ce pățesc mereu asta? N-o să am niciodată părul ondulat! Te simți bine, scumpo? Ce ai pățit, draga mea? Nu mai merge ondulatorul de păr, uite! Poate te pot ajuta! Am nevoie de peria asta de păr! Poftim? Mama, vreau bucle! Mai întâi o să iau o șuviță de păr și o să o înfășor în jurul mânerului periei. O să o strâng bine de tot. Avem nevoie de căldură, așa că o să folosim uscătorul. Apoi o să desfac șuvița ondulată. Nu cred! Nu te opri, mama! E foarte ușor! O să-ți stea foarte bine! Asta e ultima șuviță! Ok, am terminat! Ce părere ai? Arată perfect! Mersi, mama!
Cu plăcere, scumpă, o distracție plăcută! Părul, pe iubim și uneori îl urâm. E frumos și urât. Dar indiferent dacă îți iubești sau urăști părul, mereu poți încerca ceva interesant. 100 de periere o să-mi facă părul super lucios. Ăsta e un fir de păr? Iu! Annie, îți lași părul peste tot! Doamne, e doar păr! Ce vrei să fac să nu mă pieptăn? Am ceva în gât! Oh, scuze! Annie, e vina ta! Nu pot să cred că a fugit! Ce scârbos! Sunt aproape gata cu bigudiurile astea! L-am rulat și l-am prins pe ultimul! Gata, o să arate grozav! E timpul pentru un somn bun! Abia aștept să am bucle fantastice de dimineață! Trebuie doar să adorm! Au, e incomod! Ok, dorm pe o parte! O să mă ajute! Of, nu mă ajută deloc! Ok, pe partea asta o să meargă! Dați-vă la o parte, bigudiurilor! Vreau să mă culc și să mă trezesc cu părul ondulat! Știi ceva? Las o baltă! O să-mi scot toate bigudiurile astea! Se pare că sunt blestemate să am părul drept! Nu-i corect! Stai puțin! Cred că am o idee! Ok, întâi îmi voi răsuci părul! Apoi îl voi pune pe cap așa! Și acum îl prind aici! Perfect! Stă fix! Da, merge grozav! Ok, acum răsucesc cealaltă jumătate a părului și apoi o pun și pe asta pe partea cealaltă. Încă o agrafă și gata! Excelent! Acum pot să-i mai dau o șansă somnului. Ah, mult mai comod! E comod chiar și pe o parte! Timpul pentru somn! Ce odihnă bună! Ah, da, părul meu! Să scoatem asta și să vedem dacă a mers! Ok, îl scuturăm și... voilà! Chiar a mers! Ia uite ce de valuri și bucle! A fost și mult mai ușor decât cu bigudiurile alea! Îl ador! Ura! Pentru zile cu păr grozav! Și ia plecare pe dreapta și ia plecare pe stânga! Of! Părul îmi tot vine în față! Atingeți podeaua! Iu! Mi s-a murdărit părul de pe podea! Ce scârbos! Trebuie să fac un duș! Rămân în urmă cu antrenamentul! Au! Ce naiba? Tipul ăla tocmai m-a calcat pe păr! Of! Ah! Se pare că Annie iar are probleme cu părul! Psst! Hei, Annie! Am o soluție pentru tine! Prinde-ți părul la spate așa! Ce drăguț! Dar nu știu cum să fac asta! Vrei să mă înveți? Te rog! Sigur! Întâi dă-ți părul pe spate! Apoi ia o mică șuviță așa și... oare ce faci acolo? Și apoi îl răsucesc pe spate așa! Și încă o dată ca să fie strâns! Și gata! Acum îl netezez puțin... îl strâng nițel și ești pregătită! O, oh, doamne, mersi mult, Ava! Da! Nu mai intră părul în ochi! E pregătit pentru testul cel mare, așa cred! Și ating podeaua doar cu mâinile, nu și cu părul! Wow, mersi, Ava! S-o facem! Oh, peria asta nouă e fantastică! Îmi face părul așa de lucios! Adică, uite cum se mișcă! Uimitor, nu? Efectiv, uimitor! Perfect! Sunt gata să-mi încep ziua! Oh, părul lui Annie e superb! Aș vrea și eu un așa păr!
Ok, a plecat! O să-i folosesc peria! Oh, nu a ieșit cum îmi imaginam! Of, e timpul să-mi scot elasticul ăsta! Nu-i corect! Vreau și eu să-mi stea așa părul! Stai, cred că am o idee! Clar o să meargă! Ok, întâi îmi voi separa partea de sus! Mă asigur că e prinsă! Ok, e gata, deci o dau la o parte! Acum îmi prind restul părului! Fix ca în secțiunea de sus a părului! Vreau să fie bine strâns! Ok, e gata! Acum pasul următor! Partea de sus o să acopere elasticul de la partea de jos! Adio, coadă ciudată și țepoasă! Arată ca o singură coadă! E timpul să folosim iar peria lui Annie pentru un luciu maxim! Wow, Ava! Părul tău arată fantastic! Merci, Annie! Frumos și lucios, fix ca al tău! Grozavă treabă, Ava! Știu că mi-a folosit peria fără să mă întrebe! Trebuie să termin tema asta până la prânz! Wow, Annie arată așa de bine! Wow, Annie, părul tău e așa de creț! Mersi! Am vrut să încerc ceva nou! Oh, părul lui Annie e spectaculos! Annie, e un look perfect pentru tine! Termină! Acum doar flirtezi! Părul meu e doar plictisitor și drept, ca de obicei! Hei! Cred că pixul ăsta mă poate ajuta să schimb situația! O să-mi înfășor părul pe el și aștept puțin! Da-da! Oh, se pare că n-a mers totuși! Acum sunt iar supărată! Ah, să ne întoarcem la învățat! Ok, încerc să iau niște notițe! La naiba! Nu merge pixul! O să suflu în el! O să se repare! Hei, poți să-mi împrumuți un pix? Oh, scuze, doar pe ăsta l-am! Ava, poți să-mi împrumuți un pix? Oh, pare așa tristă! Sunt supărată pe părul meu plictisitor! Asta-i tot? Te pot ajuta să obții bucle! Uite, întâi luăm o șuviță de păr! O să-ți înfășor părul pe două degete! Apoi o să scot vârful pe aici! Apoi o să trag șuvița până jos ca să fie strânsă! Oh, ce ușor pare! Abia aștept să văd buclele! Stai! Nu o desface încă! Trebuie să aștepți măcar un minut! Ok, o să număr secundele! Bun, acum desfă-o! Wow! Nu pot să cred ce creț e! Acum pot să am tot părul creț! Ava, ce bine-ți stă! Mersi, Annie! Nu aș fi reușit fără tine! Oricând, Ava! Acum să ne întoarcem la flirtat! Stai! Unde a dispărut? Ah, cred că glumești! Se înțelege! Nici n-ar fi avut părul ăla fără mine! E timpul să revin la părul drept! Ce? De unde a apărut bucla asta? Uf! Ia uite ce de onduleuri și bucle stupide! Îndreaptă-te, firar să fie! Oare merge placa asta? Poate nu e fierbinte? S-o testez! Ce? Nu-i fierbinte deloc! Nu-i de mirare că nu mi se îndrepta părul! Hei, planta mea de aloe! Mi-a venit o idee! Am nevoie de o tulpină de-a ta, planto! O să tai vârful și acum o să tai cu grijă în două pe lungime! Ușurel! Nu vreau să mă tai din greșeală! Ok, am ajuns la final! O să separ bucățile astea două! Ok, am nevoie iar de cuțit pentru următorul pas! O să fac tăieturi pe toată tulpina! Cu grijă să nu tai până la capăt totuși! Gata! Acum am cele două bucăți și sunt pregătite! Ok, cele două bucăți de aloe o să fie noua mea placă de îndreptat! O să le glisez încetişor până la vârfurile părului meu! Wow! Ia uite ce de gel de aloe! E bun și pentru vindecarea arsurilor! Fluturarea părului! Au! Nu pot să cred că am dat cu capul! Ok, să încercăm iar!
fluturarea părului. Acum că e uscat, uite ce drept e! Ia o pasta, placă stricată! Nici măcar n-am nevoie de tine! Eu și Aloea am făcut o treabă grozavă împreună! Ce somn grozav! Am visat că eram Rapunzel și prințul era frumușel foc! Îmi încep ziua grozav! Gah, ce coșmar înfiorător cu toată lava și căldura aia! Din păcate, părul meu arată ca și cum ar fi ieșit fix dintr-un incendiu! Doamne, sper că mi-am lăsat lucrurile în dulăpior! Of, mi-am uitat cheia! Ah, hei, ce noroc! Hai de ghiozdan idiot! Dă-te jos de pe umărul meu! Au! Intră acolo și dispar din fața mea! Sunt gata să fiu majoretă! Au! Vai de mine! Dulăpiorul meu mi-a prins părul! Dă-mi drumul! Of, ce rău m-a durut! Bun! Hai, echipă, hai! Arată-ne ce poți! Scuze că am întârziat! Nu pot să cred că ai întârziat iar! Hei, bună! Salut! Bun, sunt gata să dansez! Hai, să ne repetăm noul set! Da, ne iese super ăsta! Părul ei e atât de frumos! Ok, hai să-l îmbunătățim, nițel! Multă energie! Ok, dacă zici tu... Au! Părul ei m-a lovit peste față! Auci! Mă biciuiești cu părul! Nu mă lovi, nu mă lovi! Și mă feresc așa! Nu! Ah, pare că a căzut nasol! Haide, am un plan! Fă ca mine! Hei, care-i faza? O să rezolvăm problema asta odată și pentru totdeauna! Așa, pasul 1 e gata! Trecem la pasul 2! Îmi mai trebuie câteva elastice pentru etapa asta! Ok, am două codițe! Acum e timpul să le unesc! O să le despart în două și le împletesc așa! Înainte și înapoi de câteva ori, până când ajung la final! Așa, e gata! Acum părul tău e și el prins frumos! Și ne întoarcem la dans! Hai, echipa! Așadar, elevi, azi e testul cel mare! Sper că ați învățat! N-am învățat! Oricum, nu atât de mult cât ar fi trebuit! Of! Bun, vremurile disperate necesită măsuri disperate! Ah, stai! Nu-i aia bună! Am nevoie de cealaltă! Știu că răspunsul trebuie să fie pe aici, pe undeva! Nu, nu e! Ok, trebuie să fie pe cea de-a treia copiuță! Normal! Of, haide măi! De ce nu găsesc răspunsul? Testele sunt atât de grele! Hei, ce face ea acolo? Penibilă! Da, în sfârșit! Am găsit răspunsul chiar la final! Ce e cu foșnetul ăla? O, nu! O să mă prindă, sigur! Rapid, trebuie să le ascund pe astea undeva! Nu, nu merge! Ce mă fac? Știu! Poftim, blondo! A, ce naiba sunt astea? Ce se întâmplă acolo? Unde-mi sunt ochelarii? Mult mai bine! Acum să mă uit mai atent la elevi! Vai! Uite cum se străduiesc să-și rezolve testele! Ce cuminți sunt! Ce naiba? Unde le-ai ascuns pe toate? A fost simplu! Le-am ascuns în păr! Logic! Wow! Pe bune? Așa că o să mă folosesc de răspunsurile astea! Clar o să iau un 10! Am și eu nevoie de ajutor! O să mă strecor aici! Stai! Ce naiba e asta? Fraieră? Eu? Uf! Păi, ea folosește copiuțele mele! Bucură-te de marele 4 pe care o să-l iei! În fine! Of, matematica e atât de grea! Bine, mă duc la școală acum! Pe curând! Stai! Of, ce e, mamă? Cu ce te-ai îmbrăcat tu acolo? Oh. Nu, nu! Efectiv, nu se poate! Pe bune? Nu e nimic exagerat! Sunt doar niște haine normale! Ai văzut prognoza meteo pentru azi? E frig și bate vântul! Uf. Vezi? Nu ești îmbrăcat adecvat pentru vremea de afară! Vechitura asta jerbelită? Pe bune? Fie! Poftim! Port pulăvărul! Ești mulțumită? Da, sunt! Să ai o zi frumoasă la școală, scumpo! Of,
puloverul ăsta e groaznic. E atât de gros și mă mănâncă. Oh, tipul cel nou e acolo. E atât de drăguț. Acum e șansa mea să mă prezint înainte să se năpostească alta. Bună! Vai, wow, ce look interesant. Mersi, vrei să mergi cu mine spre școală? Da, sigur. Ce e? Ce ai pățit? Vai de mine, e energia statică a puloverului. Of, cred că l-a durut. Ah, și părul meu a luat o razna. Puloverul ăsta idiot, eu o să plec. Vezi? E totul în regulă, mamă. Ah, da, ai dreptate. Bravo, o zi bună la școală. Mersi, pa. Da, opa. Tipul ăla nou e încă aici. Ups. Eh, sunt sigură că e ok. E timpul să scap de puloverul ăsta. O să-l dau jos imediat. Uf, ce naiba! M-am blocat! Haide, ieși pe mine, pullover idiot! Dă-mi drumul! Sunt blocată! Trebuie să pot face ceva! Oh, nu! Auci! Fața mea și coatele! Vai de mine, înghețata-i preferata mea! Și a mea e cea mai tare! Oh, Doamne! Ce? Ce e? La ce te uiți? Oh! Oh, wow! Uită-te la el! Merge! Ce naiba? De unde a venit vântul ăsta? Bună! Of, mi-a venit tot părul în față acum! Ce? Oh, scârbos! Înghețata mea are păr pe ea acum! Iu! Și acum am și înghețată în păr! Draga mea? Da? Oh, scuze! Părul tău e pe toată înghețata mea. Super, super scârbos. Iu, nu-l vreau înapoi. Cred că mi-a pierit pofta de înghețată. Poate pentru totdeauna. Eh, măcar tipul ăla drăguț e încă acolo. Dar părul meu a luat o raznă acum. Ce mă fac? Hei, auzi, calmează-te. Te ajut eu cu asta. Uite, ta-da! E fix ce ne trebuie ca să-ți îmblânzim cosițele. Oh, wow! Nu știam că ai așa ceva la tine. Mersi! Ok, e timpul să folosesc bucata asta de material ca să-mi salvez locul. O să încep cu ea băgată sub părul meu și apoi o să-i fac un nod și o să strâng bine. O să trag nodul până jos, aproape de vârfurile părului meu. Și când e jos de tot, o să mă opresc și o să-l aduc iar sus și pe dedesubt. Și acum pot să-mi fac o fundiță chiar în vârful capului. O să fie strâmtă ca să stea fixată și să-mi țină părul cu mințel la locul lui. Așa, o fundiță perfectă. Și acum nu o să mai zboare părul. Oh, uite-l că vine! Ah, bună! Nu se poate! Îmi face cu mâna! Bună! Salut, frate! Ia uite! La naiba! Se pare că e mai interesat de amicii lui. Eh, nu-ți face griji, oricum arăți bine. Trebuie să termin de luat notițele astea. Oh, s-a terminat ora. Uite-te aici. Pisicile sunt atât de fraiere. Le iubesc. Trebuie să mă observi acum. Ha? Ce tocilară. Tocilară? Eh, poate îi plac tocilarele. Uite cât de deșteaptă sunt. Ce-i aia? Îmi arată o carte? Da, nu mă pasionează cărțile, sunt stupide. Cărțile sunt stupide? Oh, nimic nu merge. Ok, gata, cred că trebuie să încerc ceva mai drastic. Limbaj simplu, ceva ce ar înțelege. Gata. Vai de mine, tocmai ce a intrat ea. Nu, 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 trebuie să ascund dovezile. Nu fac nimic. Pisici, le ador. Wow, uite cine s-a așezat lângă mine. Hei, ce mai faci? Ce are ea și eu nu am? De ce primește ea toată atenția de la băieți? Stai puțin! Știu, e părul! Dar eu n-am părul lung ca ea și n-am agrafe drăguțe. Stai puțin, poate că merge să încerc ceva. Scuze, pixule, trebuie să te dezmembrez pentru această cauză. Ok, o să pun niște lipici cald în capătul acestui mic arc și apoi o să prind mărgica asta de el. Așa, e totul lipit și nu mai pleacă nicăieri. Acum pot să-mi rotesc chestia asta în păr chiar așa. O să mai pun câteva și în alte zone. Se înșurubează perfect. E simplu. Da, a mers fix cum mi-am imaginat. Ok, nu te supăra. Bună! Ha? Wow, arăți diferit. Îmi place. Wow, ce schimbare! Ce naiba? Nu mi-a văzut fluturașii?
Mă rog, nici măcar nu-mi plac pisicile. Ah, dușul ăla a fost grozav. Arăt bine. Ce-i ăsta? Păr super lung. Kate nu se va supăra dacă îl împărțim. Să înceapă distracția. Vreo diferență? Ha, probabil că mai am nevoie de niște fâsuri. Cred că ajunge. Oh, nu! N-am vrut așa de mult păr! Mi-ai găsit spray-ul, nu? Kate, ce mă fac? Suni o coafeză? Sau efectiv te bucuri de el? Ți-am încălzit apa! Părul ăsta se usucă atât de greu! Ah, sper să mă trezească dușul ăsta! Ăla e... scârbos! Kate năpârlește mai rău decât câinele nostru! Of, Kate! N-ai curățat scurgerea! Nici un pic de respect în casa asta! Ok, pot să fac! Oh, Doamne! Iu! De ce nu se termină odată? Nu vomita, nu vomita! O, Doamne, vine partea mare! Zici că era punzel acolo jos! Cred că ăsta-i tot! Ce? S-a blocat! Haide! Ieși! Sunt gata și... trag! Vai! Uită-te la chestia aia! O să mă doară mâinile! Frate, zici că e un animal! Stai puțin! Se mișcă! Vino înapoi! Așa, fix la timp! Mă gândeam să mâncăm împreună! Arată grozav! Mmm, ce bun! Ha? Ceva nu e în regulă aici! Ăla e păr? Bleah! Puteam să mă nec și să mor! Ce scârbos! Oh, nu! Cred că mi-a ajuns părul acolo! E inacceptabil, Annie! Vezi? Bleah! Scuze, a fost un accident, serios! Ah, ia-l de aici! Nu pot să suport chestia asta! Simt că-mi stă în gât! Oh, nu! A rămas ceva înăuntru! Ajută-mă, mă nec! Te salvez eu, Thomas! Ah, nu mori acum! Aoleu! Uite cum s-a dus chestia aia! Oh, nu! Nu se oprește chemotocul ăla de păr! Ha? O lovitură perfectă! Annie! Scuze! Aproape că am murit, să știi! Da, îmi pare rău! Pun pariu că asta o să te facă să te simți mai bine! Te rog! Să zicem că te pot ierta! Știi că ciocolata-i slăbiciunea mea? Tableta asta e nouă, o simt! Dar stai! Dacă e făcută doar din păr... Nu! Nu pot să o fac! E iar în gura mea? Ești atât de teatral! Sper să nu se termine niciodată memele astea cu pisici! Sper să-i placă trandafirii lui Kate! Încercarea moarte n-are! Cine o fi? E 2:40? Nici măcar nu sunt îmbrăcată! Oh. Bună? Kate, ești frumoasă! Aia sunt pentru mine? Ah, da! Mersi! Ador trandafirii! Dar trebuie să mă pregătesc! Cred că pot aștepta! Cât poate să dureze? Ok, nu te panica! Cu ce încep? Cu uscătorul meu, evident! Chestia asta aș fi vrut să aibă funcția de super uscare!
Frate, mi se face foame. Am timp, nu-i așa? Nu, nu acum! Hai, frate! Mersi! Asta clar o să mă țină! Ah, aia sunt eu? Trebuie să-l descălțuiesc! Au! Îți bați joc de mine? A mai trecut încă o zi. Aș fi vrut să am un calendar la mine. Florile astea s-au dus. La fel ca relația noastră. Ok, partea dreaptă e gata. Sper să mai am energie pentru asta. Nu pot să-l mai citesc încă o dată. De ce am ales o fată cu părul lung? Părul meu e superb, așa-i? Atât de fin și uscat. Mă duc să-l iau pe Thomas. Ok, sunt gata. Thomas? Ce-ai pățit? Nu se poate. Se pare că nu mai mergem la cină? Da, multă moarte pe banca asta. Am comis-o. Perfecțiune! Cred că trebuie să plec. Oh, nu! Pata aia e imensă! Nu mai pot să o port acum! E distrusă complet! Au! De ce se întâmplă mereu asta? Oh, haide! Ha! Ok! O faci pe durul? Nu, nu merge! E super încălcit! Nu pot face nimic! Oh, haide! Păr idiot sănătos și puternic! Nu am altă variantă! Vrei să mergem la... Ce se întâmplă? Lasă-mă să te ajut! Ai nevoie de nițel ajutor! Totul e bine! Ești uimitoare! Vrei să mergem? Hai, grăbește-te! Ce zi toridă, nu? Frate, urăsc când se întâmplă asta! Thomas, nițel ajutor! Tu și problemele tale cu părul! Gata! Ah, ăla era în capul meu! Ce? Ai zis să-i scot? Oh. Ups! Aha! Mă strigă mama! Nu pot să cred! E ok, păr frumos! Situațiile disperate cer măsuri disperate! Sper să meargă! Cred că se lipește! Oh, nu! N-am nicio speranță! Ora asta e o plictiseală totală! Nu mai pot să învăț! Mi-ar prinde bine ceva dulce? Astea merg la fix! Mmm, să facem treaba mai interesantă! Oh, da! Oh! Penibil! Ce balon trist! Ești varză la asta? Ah, și tu ești mai bună? Dă-mi una! Privește și învață! Kate, chiar faci progrese, frate! Impresionat deja? Clar pot mult mai bine de atât! Devine mai mare! Pierd controlul! Da! Ha! Oh, se încinge treaba! Uh-oh, cum l-ai făcut așa de repede? O să hiperventilezi! O să fie nasol! Aproape gata! A fost grozav! Dar acum e toată guma lipită în părul meu?
Ai pierdut! Of, trebuia să mă aștept la asta! Decorațiuni pentru petrecere? Avem! Locul ăsta începe să aibă un aer festiv. Oh, nu pot sărbători nimic fără niște baloane. Da? Ce faci acolo? Ah, îmi fac manicura, nu vezi? Acum te-ai trezit? Serios? Hei! Foloseam aia? Ah! Ah! Acum ești mulțumită? Și mi s-au stricat și unghiile! Oh, ce nasol! De fapt, e bine! Oh, oarecum! Oh, ce unghi îngrozitoare ai! Mai bine le tai pe toate! La tac! N-o să te doare deloc! Wow! Da! Mai am puțin! Taie-le fără milă! Ce obositor e! Arată extraordinar! Wow, am o idee! Vezi balonul ăsta? Trasează câteva linii cu ojă de unghi. Apoi apasă-ți vârful unghiei în ojă. Fă la fel cu toate unghiile. Perfect! După ce ai făcut asta, aplică oja transparentă finală. Ce linii drepte! Gata, vezi? Wow, munca în echipă face minuni! Arată epic! Ah, invitații, ascunde-te! Of, arată îngrozitor! Oh! Serios? Ce coafiură extraordinară! Oare mi-aș putea face și eu părul așa? Pot afla doar dacă încerc! Încercarea moarte n-are! Trebuie să înfășor doar o șuviță odată, nu? Nu e foarte greu! Dar cât timp trebuie să-l țin așa? Ok, îl țin în continuare așa! Da! Hei, ce faci? Faci pâine prăjită? Ți s-a blocat clipul de pe laptop! Știu ce fac, stai calmă! Părul tău! Știu ce fac, bine? Ce e? Chiar era blocat? Miroase a fum aici? Da, fix cum credeam! O să-ți crească înapoi, nu-i bai? Cine mă sună? Ah, bunica! Hei, bunii! De ce ai șosete în păr? Ca să-mi îndulez părul! Fără căldură? Și nu ai nevoie decât de niște șosete! Fiți atente, fetelor! De ce n-am știut asta până acum? Ciudat! Stați să mă vedeți la final! Arată bine! Pa, bunica, te iubesc! Aș putea încerca trucul ăsta! Unde te duci? O să încercăm trucul bunicii! Ok, dar să nu mă tragi de păr, da? Zero căldură înseamnă zero arsuri! Și se înfășoară până sus! Apoi trebuie doar să înnot șoseta! Și asta-i tot! Strângeți părul în cât de multe șosete vrei! Ce ciudat se simte! Și acum trebuie doar să așteptăm, nu? Hmm? E dimineață! E timpul să văd cum îmi stă părul! Ok, sunt gata! O să arate epic! Până acum arată bine! Wow! Ce bucle superbe! Trucul ăsta e genial! Nu-mi vine să cred, bunica avea dreptate! Uite, am bucle perfecte! Mă sună bunica! Ai încercat trucul cu șosetele de care ți-am spus? Tu ești? Când ți-ai vopsit părul? Are părul mai interesant ca al meu! Tuturor fetelor le place sclipiciul! Mai ales când e pe propria față! Nu-i așa că arată magic? Urmărește-ne în continuare pentru a afla cum să te machiezi așa! Decorațiuni pentru petrecere? Avem! Locul ăsta începe să aibă un aer festiv. Oh, nu pot sărbători nimic fără niște baloane. Da? Ce faci acolo? Ah, îmi fac manicura, nu vezi? Acum te-ai trezit? Serios? Hei! Foloseam aia? Ah! Ah!
Acum ești mulțumită? Și mi s-au stricat și unghiile! Oh, ce nasol! De fapt, e bine! Oh, oarecum! Oh, ce unghi îngrozitoare ai! Mai bine le tai pe toate! La tac! N-o să te doare deloc! Wow! Da! Mai am puțin! Taie-le fără milă! Ce obositor e! Arată extraordinar! Wow! Am o idee! Vezi balonul ăsta? Trasează câteva linii cu ojă de unghii. Apoi apasă-ți vârful unghiei în ojă. Fă la fel cu toate unghiile. Perfect! După ce ai făcut asta, aplică oja transparentă finală. Ce linii drepte! Gata! Vezi? Wow! Munca în echipă face minuni! Arată epic! Ah! Invitații! Ascunde-te! Of, arată îngrozitor! Oh! Serios? Ce coafiură extraordinară! Oare mi-aș putea face și eu părul așa? Pot afla doar dacă încerc! Încercarea moarte n-are! Trebuie să înfășor doar o șuviță odată, nu? Nu e foarte greu! Dar cât timp trebuie să-l țin așa? Ok, îl țin în continuare așa! Da! Hei, ce faci? Faci pâine prăjită? Ți s-a blocat clipul de pe laptop! Știu ce fac, stai calmă! Părul tău! Știu ce fac, bine? Ce e? Chiar era blocat? Miroase a fum aici? Da, fix cum credeam! O să-ți crească înapoi, nu-i bai? Cine mă sună? Ah, bunica! Hei, bunii! De ce ai șosete în păr? Ca să-mi îngălesc părul! Fără căldură? Și nu ai nevoie decât de niște șosete! Fiți atente, fetelor! De ce n-am știut asta până acum? Ciudat! Stați să mă vedeți la final! Arată bine! Pa, bunica, te iubesc! Aș putea încerca trucul ăsta? Unde te duci? O să încercăm trucul bunicii! Ok, dar să nu mă tragi de păr, da? Zero căldură înseamnă zero arsuri! Și se înfășoară până sus! Apoi trebuie doar să înnot șoseta! Și asta-i tot! Strângeți părul în cât de multe șosete vrei! Ce ciudat se simte! Și acum trebuie doar să așteptăm, nu? Hmm? E dimineață! E timpul să văd cum îmi stă părul! Ok, sunt gata! O să arate epic! Până acum arată bine! Wow! Ce bucle superbe! Trucul ăsta e genial! Nu-mi vine să cred, bunica avea dreptate! Uite, am bucle perfecte! Mă sună bunica! Ai încercat trucul cu șosetele de care ți-am spus? Tu ești? Când ți-ai vopsit părul? Are părul mai interesant ca al meu! M-am dat cu luciu de buză și ținuta asta e genială! Dar a păstrat ce-i mai greu la final! De ce e atât de greu să te dai cu tuși de ochi? Nu pot! Elsa! Ce e? Oh, ai probleme cu tușul de ochi? Nu-i bai, te rezolvi imediat! Nu clipi prea mult bine! Oh, mă mănâncă nasul! Ha? Ha? Elsa? Credeam că o să strănut! Alarmă falsă! Ok! Ha? Ha? Atchiu! Fiu! Aoleu! Oare de la ce am strănutat? Ce ciudat! Nu știam că ai flori aici! Ah! Oh, nu! Trebuie să-mi iau pastilele antialergice, ca să nu mai strănu deloc! Deja mă simt mai bine! Acum uită-te direct la mine, bine? De data asta nu am mâna la fel de sigură! Întoarce-te! Oh! Am terminat! Arată super!
Trebuie să răspund la telefon. Mi-e frică. Trebuie să mă demachiez imediat. Unde mi-e demachiantul? Sper să funcționeze. Ok. În sfârșit arăt normal. Dar tot trebuie să mă machiez. Ce-am găsit al meu să fie? Am nevoie doar de puțin plastic. Un pic de lipici. Și un bețișor tăiat. Bun, o să le lipesc unul de altul. Trebuie să mă asigur că s-a uscat. Apoi pot începe. O să adaug tuș pe bucățica de plastic. Și înainte să se usuce, o să o apăs pe pleoapă în colțul ochiului. Wow! Am obținut o codiță perfectă! Apoi o să umplu restul singură. Arată superb! N-am mai arătat niciodată atât de bine! Yuhu! Unele fete se aranjează foarte rapid. Niciuna nu e bună! Ah! Ce faci acolo? Sky? N-am absolut nimic de îmbrăcat! Grăbește-te, întârziem! Stai așa, trebuie să mă și machiez! Ok! Aoleu, ce-i cu dezastrul ăsta? Produsele mele! S-a ales praful de ele! Ce-ai pățit? S-a ales praful de produsele mele de machiaj și nu mai vin al lui! Vrea neapărat să mă enerveze! Nu intra în panică, ok? Te ajut imediat! Hai cu mine! Nici măcar nu știu dacă pot salva ceva, dar poate pot lucra cu astea trei produse! Ia să vedem! Nu te mișca! N-o să te doară deloc! O să-ți fac rapid un machiaj smokey eye! Perfect! Trebuie întins puțin și trebuie undulate genele, evident! Și ultimul detaliu, niște rimel! Ce drăguț arată! Și ai nevoie de un ruj discret pe buze! Ești gata? Nuanța asta roz e extraordinară! Întinde-ți rujul! Ești gata să vezi rezultatul? Sigur o să-ți placă! Oh, wow! Nu-mi vine să cred că nu ai folosit far de ochi! Wow, serios? O altă zi de școală! Ah, am ajuns la timp! Hei, ce mai faci? Vorbește cu noi? Mă rog! Ok, ce nepoliticos! Bună, doamna profesoară! Bună, mă bucur să te văd! Voi sta chiar aici! Locul ăsta e ocupat! Ah, o să caut altul atunci! Oare aici pot? Nu! Mi se tot întâmplă asta! Ah, uite un loc! Scuze, asta e banca mea! Dă-te! Vorbiți cu mine? Nu vreau să deranjez! Ok, mă mut! Voi lăsa o mică surpriză! E numai a ta! Mersi, profa! Ce drăguț din partea ta! Au! Ce-i asta? Ai văzut asta? Bravo! E super amuzantă! Wow, ce interesant! Șș, încerc să mă concentrez! Atenție, elevi! E greu? O să încerc! Ha? Pixul meu nu scrie! Ce enervant! O să-l iau pe ăsta! E bine să ai o rezervă! Glumești! De ce nu vrei să scrii? Haide! Wow, ce faci? Cum e să folosești un pix? Prefer să-mi folosesc telefonul! E atât de ușor! Stai, ce? Uite! Am nevoie de imprimanta mea! E mai rapid așa! O voi pune chiar aici! Trebuie doar să apăs un buton! Și iată că vin notițele! Tare, nu? Îmi place mult! Acum o voi rupe! Tara! Am terminat! Wow, ce tare! Știu! O să lipesc pe caietul meu și am terminat! E
eu pot și mai bine! Uită-te la pixul ăsta! Sunt o mașină de scris! Ah, ce faci? O secundă! Gata! Acum vine partea distractivă! Despre ce vorbești? Asta nu e un pix obișnuit! O să-l desfac! Am să-l transform în ceva special! E un cățeluș! Drăguț, nu-i așa? Sunt impresionată! Putem face schimb? Ok! Sunt de acord! Wow, e uimitor! Nu se poate! Vai de mine! Kevin e de vis! Ce faci? Hey. Nu-i așa că e cel mai bun? Aș putea să-l privesc toată ziua! Wow, uite-te la asta! Oh, nu! Începe ora! Bună dimineața! E timpul pentru un test! Ahem, doamna profesoară! Ce este, Betty? Naomi se uită la băieți pe telefon! Naomi, lasă telefonul jos! Vreau toată atenția ta! Ce? Dar e Kevin! E atât de nedrept! Ce tocilară ești! M-am descurcat bine! Nici o grijă, profa! Te ajut eu! Mă pot baza mereu pe tine, Betty? Așa, unde eram? Nu pot să cred că ai făcut asta! Turnătoare-o! Poate o privire rapidă? Nici să nu te gândești la asta! Dar poate că se antrenează! Nu pot rezista! Am nevoie de doza mea de Kevin! E atât de greu! Te provoc! Doar o privire! Stai așa! M-am prins! Știu ce am de făcut? O să fac un selfie rapid. O să-mi pun telefonul chiar aici. Apoi îmi voi imprima selfie-ul. Îl voi decupa și îl voi lipi pe telefon. Arată bine! Fii atentă, Betty! Ce? Nu! Nu poți face asta! Doamna, e urgență! Ce? Ce mai e acum? Nu văd care e problema. Uitați-o! Nu e evident! Telefonul e chiar acolo! Uitați! Nu mai rosti timpul, Betty! Dar ai câștigat runda asta, Naomi? Asta nu s-a terminat! Shh, Kevin dansează! Poți să văd? Nu! Iar X trebuie să fie 5! Wow, e deja ora prânzului! Hai să mâncăm! Sună bine! Oh, abia așteptam asta! Îmi plac aceste ouă de ciocolată! Sunt gustoase și au o mică surpriză! Oh, mi-am uitat gustorile! Dar nu-i nimic, știu ce am de făcut! Zac! Ce bun! Avem nevoie de asta! Unde e oul meu? Era chiar aici! S-a întâmplat ceva? Nu! Nu cred! Hoață de ouă! Ar fi trebuit să știu! Face asta tot timpul! Stai puțin, am o idee! Mă întorc imediat! În fine, să vii cu ciocolată! Mai întâi am nevoie de un ou și un pai și lipici. Voi stoarce lipici pe coajă. Exact așa. Apoi voi apăsa paiul acolo. Acum aștept să se înterească. Mai am încă de lucru. Voi înmuia oul în ciocolată topită. Arată atât de delicios. Apoi îl pot pune în folie. Pare destul de convingător. Voi împături marginile. N-o pot lăsa pe Naomi să bănuiască ceva. E gata! Am ceva pentru tine! Știu cât de mult îți plac! Mulțumesc! Pur și simplu nu mă satur! Poftă bună! Bleah! Ce scârbos! Te-am prins! Să te înveți minte! E un nou crud! Iac! Care-i faza? Data viitoare adu-ți propriile gustări! Ugh, n-a fost deloc frumos! Nie-nie! Arta e o expresie a sufletului uman. Ce vrei să spui? Sunt aici, sunt aici! Ha? Târziu, ca de obicei, nu-i așa, Naomi? Oricum, am un subiect interesant pentru voi astăzi. Muza de azi e mama natură și una dintre micile ei creații drăguțe. Vreau să desenați o veveriță. Nu uitați de coada adorabilă și stufoasă. Bine, pot să fac asta. Nu ar trebui să fie atât de greu. Așa, Betty? Oh, mă sună cineva. Alo? Bună, dragă! Trebuie să discut cu cineva. Merge bine! Îmi place să desenez imagini frumoase! Hei, fă ce-ți place! Am lucruri mai importante de făcut, cum ar fi machiajul meu! Știi că de asta pici mereu, nu? Ce? Sunt un artist, sunt o capodoperă! Și modestă! Am o veveriță de terminat! Iubesc acest ruj! Oh-oh, s-a întors profesoara! Vrea să mă invite la o întâlnire? Wow! Am încă 5 minute, fetelor! Trebuie să mă duc la toaletă! Chiar trebuie să fac pipi!
Oh, poți merge, Betty? Știam că nu ar fi trebuit să beau al treilea suc. Trebuie să mă grăbesc. Cum se desenează o veveriță? E mai greu decât am crezut. Poate dacă... E groaznic. Ce mă fac? Stai, am nevoie de desenul lui Betty. Wow, e destul de bine. E talentată, trebuie să recunosc. Voi pune folie de plastic peste desen. Vreau să fie cât mai netedă. Acum pot să trasez veverița. Voi desena direct pe folie de plastic. Trebuie doar să urmez liniile. E atât de ușor. De ce nu m-am gândit la asta înainte? Acum picioarele. Și apoi ochii. Aproape gata. Gata, e uimitor. O să dau jos folia de plastic. Apoi o întorc și o pun pe o bucată de hârtie. Trebuie să transfer cerneala. Acest sucitor va face treaba. Pot să dau jos folia de plastic și am rămas cu o veveriță. Doamna profesoară, ce părere aveți? Stai să mă uit. Ta-da! Sper să vă placă. Uf, a fost cât pe ce. Și am ratat. Nu, nu se poate. E minunat, Naomi. Oh, sunteți prea amabilă. Dar arată exact ca desenul meu. Nu înțeleg. Ce se întâmplă? Betty, ai copiat-o pe Naomi? Ce? Nu! Ia pe mine! Cred că e unul dintre micile mistere ale vieții. Sunt atât de supărat acum. Nu-i așa că-ți plac noile mele inele? Îmi place să mă răsfăț mereu. Wow! Pur și simplu nu mă satur de aur. Wow! Îmi place să colecționez piese vechi. Ceasul ăla? E cel mai scump lucru de aici. Ce? Încearcă să spună ceva? Nu înțeleg. E o scrisoare. Mă întreb ce scrie în ea. Există un singur mod de a afla. Cred că e pentru o prezentare de modă. Ai dreptate. Deci, trebuie să mergem. Bine, dar mai întâi accesoriile. Nu am nimic de genul ăsta. Toate astea sunt de designer? Nici măcar nu am o poșetă. Nu! Ce-i aici? Nu! Dar aici? Wow! Eli are kilos de bunicuță! Știu! Trage! Hei! I-am luat! Ce s-a întâmplat? Da, este timpul pentru design! Dar mai întâi tăiați această zonă din mijloc! E mai igienic așa! Perfect! Și uite așa avem un top! Sunny? Ce-a fost asta? E noul meu top acum! E chiar drăguț! Mă simt inspirată! Și eu schimb lucrurile! Uite ce poate face centura asta! Iată cum îl îmbrac! Trebuie să răsucești și să legi cu atenție! Apoi o trec pe aici și aici! Apoi fac încă un nod! Uite așa! Cum arăt? Wow! E uimitor! Ți se potrivește perfect! Știu! Hai să plecăm de aici! Oh, Doamne! Zâmbește! Mă pot obișnui cu asta! Pupici! Uf! Totul e fleașcă! Sunt vai de mine! Uite ce păr am! Și machiajul meu! Toarnă cu găleata afară! Ce bine că mi-am adus aminte de umbrelă! Nu-i corect! Oh, Doamne, ce s-a întâmplat? Vremea a stricat totul! Da! Părul tău are nevoie de niște ajutor! Hei, stai puțin! Cred că mi-a venit o idee grozavă! Uite, uscătorul de mâini de acolo! Puneți capul sub el! Sigur o să meargă? Ai încredere în mine! Bun, gata! Lasă-l să-ți usuce părul!
Nu se poate! Chiar mi-a rezolvat părul! Vezi? Ți-am zis eu! Mă simt mult mai bine acum! Oh, testul ăsta e atât de greu! Ahem. Deci așa stă treaba? Știu ce faci! Oh! Uh-oh, ne-a descoperit! Eu habar n-am ce-i asta! Se prea poate! Wow, e nebună! Cunoașteți regulile? Trebuie să fiu rapidă! Îmi place noua mea ojă! Ea n-o să afle niciodată! Bună! Nu face pe inocenta, blondino! La ce vă uitați? E doar penarul meu! Chiar așa? Niciodată nu poți avea suficiente pixuri! Sunt cu ochii pe tine! Și aici ce se întâmplă? Oh, sunteți acolo de mult? Apropo, un test grozav, foarte greu! Vai, ce drăguță ești! Ok, nu mă așteptam la asta! De ce nu puteți fi toți ca Naomi? E o elevă atât de bună! Știam că o să pic! Mă rog! În sfârșit acasă! Ce zi! Stai puțin, am teme! Oh, hai mă! Bine, hai să termin cu asta odată! Sper că nu durează mult! Am lucruri mai bune de făcut! Oh, ce nasol! Sunt atât de plictisită! Nu pot ține ochii deschiși! Wow! Auci! Capul meu! Ce s-a întâmplat? Dă-mă stupidă! E numai vina ta! O să mă distrez în schimb! E timpul pentru jocuri! Oh, da! Așa mai merge? Hai, hai, hai! Trebuie să mă concentrez! Asta e partea grea! Wow! A fost pe aproape! O să o fac! O să câștig! Stai! Ce-a fost asta? Eh, probabil că nu a fost nimic! Sunt pe felie! Nimic nu mă poate opri! Wow! Atenție! Iu, am reușit! E intens! Bună, Betty! Ce faci? Au! Capul meu fragil și delicat! De ce ai face asta? Îmi pare rău, dar tastatura s-a stricat! E stricată? Stai puțin! Ai teme? Dar cum ar trebui să tastez? Știu cum să o repar! Ai încredere în mine! În primul rând, am nevoie de plastilină! Voi începe cu una maro! Voi folosi o bucată de sticlă pentru a o strivi! Voi face la fel cu alte culori! Perfect! Am tot ce-mi trebuie! Acum e timpul să le asamblez! Voi pune această bucată prima, apoi le pun pe celelalte! Se poate pune chiar aici! Tată? Șup, șup! Ce este? Continuă să tastezi! Haide! Ce cântec antrenant! Te rog să nu mai cânti! Mă deranjează! Luna știe răspunsurile! Ce mă bucur că știu răspunsul! Iar eu mă bucur că Luna știe ce face! Cu puțin ajutor! Trebuie să mă mișc rapid! Nu cred! Are copiuțe! Ce vicleană e! Cheryl! Sst! Oprește-te! Dar ce rea ești! Asta e! O să mănânc o gustare mai bine! Aveam nevoie de asta! Ciocolată! Are ceva dulce? Ce bine arată! Vreau și eu! Mi-e atât de foame! Sigur e delicioasă! Hei, Cheryl! Îmi dai și mie o gură? Ca să vezi! Nu! Serios? Crezi că mi-e frică de tine? Hai să vedem de ce ești în stare! Există o singură soluție! A deschis cineva o fereastră? Un baton de ciocolată! Mai vreau! Hai! Ia-le pe toate! Dăm răspunsurile! Mai vreau! Bine, ești fericit acum? Mi-a făcut plăcere! Mersi, dragă! Mersi! Urăsc să tocesc! Astea sunt perfecte! Ce se întâmplă aici? Sunt foarte dezamăgit! Dați-le încoace! Sunteți pedepsite! Amândouă! Nu-mi vine să cred! Ce amatoare! Așa se aduce pe furiș mâncare la ore?
Iubesc jobul ăsta! Mai desenează câteva linii acolo? Da, ce amuzant e! Ah, bună, fetelor! Vai de mine, e Kate! Care erau șansele? Zici că am invocat mirosul urât! Da, chiar că mirosul urât aici! Nu s-a prins! Kate, ai văzut vreodată așa ceva? Poftim, ăsta e pentru tine! Folosește-l cu încredere! Ah, mersi, cred! Kate, dă-te cu el la subsuor! Hai să mergem la ore! Hei, ce-i desenul ăla pe oglindă? Kate miroase urât! Poftim? Miros urât? Eu nu simt nimic! Ia să șterg ăsta! Ok, ia să încerc cu mâneca! Nu se șterge! Trebuie să-i pot face ceva! Poate se șterge cu apă! Uf, chiuvetele astea școlare idiote! Nu merg niciodată! N-are rost! Oh, acum o să vadă toată lumea desenul ăsta! N-a poftim, Kate, cea puturoasă de pe oglindă! Nici măcar nu suport să mă uit la tine! Hei, stai așa! Se șterge! Oare e de la deodorant? Ia să mai încerc o dată! Chiar e de la deodorant? Markerul se șterge imediat! Nu se mai vede nicio urmă! Excelent! Criză evitată! Știi ce? Poate e timpul să-mi creez propria operă de artă! Ia să-mi scot markerul! O să-mi scriu numele aici sus! Gata! Opera asta de artă arată mult mai bine, zic eu! Mi s-a făcut sete de la tot învățatul ăsta! Asta ar trebui să mă ajute! Of! De ce nu se deschide sticla asta? Cum o să-mi astâmpăr setea acum? Hei, Jennifer? Ce vrei? Nu pot deschide asta, poți să încerci și tu? Ce crețos! Ia-o de aici! Ah, scuze! Hei, Kate, îți deschid eu sticla aia! Serios? Vai de mine, mulțumesc! Poftim! Mulțumesc mult, Matt! Mulțumesc mult, Matt! Fix de asta aveam nevoie! Nu-mi vine să cred că a ajutat-o pur și simplu! Uite cum dă pe gât sucul ăla! Ia stai așa! Mi-a venit o idee genială! Ce bun a fost! Ia să arunc sticla asta! Acum e șansa mea! Trebuie doar să-mi pregătesc telefonul! Excelent! O să iasă o poză perfectă! Gata! Oh, da! O să iasă excelent! Trebuie doar să modific ceva aici și... Oh, da! Ce bine a ieșit! Gata! Acum trebuie să o trimit la toată lista! A primit-o cineva? Ah, un mesaj! Oh, biata Kate! Hei, ce-i asta? Vai de mine, e Kate! E chiar acolo! Ce se întâmplă? De ce râde toată lumea de mine? Kate, ai face bine să-ți verifici telefonul! Ce am pe telefon? Un clip video! Hei, e un clip cu mine! Poftim? N-am luat sticla aia din gunoi! Am pus-o la gunoi! Clipul a fost inversat! Toată lumea crede că mănânc din gunoi! Da, ai dreptate! Ce amuzant e! Școala poate fi tare dificilă, mai ales când habar n-ai ce se întâmplă! Thank you.
Bun, elevi, se aventurează cineva să-și dea cu părerea? Te rog, nu eu! Să vedem... Nina? Știam eu că ar fi trebuit să învăț! Uimește-ne cu sclipirea ta! Bine, urăsc procentele! Dar am un mic truc! Înmulțește 2 cu 8! Și 5 ori 3 fac 15! Încă una! E 63! Nu te chinui să verifici, sunt corecte! Ce e vrăjitoria asta de mate? Se crede deșteaptă, a? Pot să mă așez acum? Presupun că amândouă ați învățat, sper! Pare greu! Vorbește în numele tău, Nina! Ce crezi că faci? Ce zgârcită! Se pare că sunt pe cont propriu! Nimic nu mi se pare cunoscut! Cine ar putea fi? Copii, să fiți cuminți, da? Da, a plecat! E timpul să producem niște răspunsuri! Nu pot să cred că a plecat așa! Ce noroc că port fustă azi! Se șterge, nu? Cred că merge! Mi-ar fi fost bun un pulover sau ceva! Fustă scurtă, idiotă! E așa penibil! Știu! Pot folosi puțin machiaj! Și e fix nuanța mea! Tot trebuie să le văd pe astea, totuși! Să continuăm testul! Ce isteț! Am zis că și eu te iubesc, mamă! Nu bănuiește nimic! 10 plus e al meu! Nu se vede, nu? De ce să mai înveți când poți copia? Gata! Ai terminat rapid, Nina! Orele nu au mai fost niciodată la fel de când avem toți smartphone-uri. Întreabă-i pe profesori. Da, e timpul pentru cutia cu telefoane. Trebuie să-l ascund pe asta. Fetelor, învățați ceva? Uf, aproape am câștigat. Urăsc locul ăsta. De parcă aș vrea să citesc despre fotosinteză. Dacă vrei să-ți folosești telefonul, trebuie să fii super șiret. Răspunsul era mereu aici! Puneți telefonul cu fața în jos și folosește lipiciul cald ca să trasezi o linie. Continuă până jos! Apoi lipește un creion colorat. Perfect! Acum fă la fel cu mai multe! Arată mișto, nu? Când îmi mai fac selfie-uri, nu o să mă mai dau de gol! Doar îmi foloseam creionele colorate! Fraier. Trucul ăsta e genial! Nimic nu se compară cu dimineața unui examen! Stai! Ai răspunsurile acolo? Of! Cum de știe mereu? Adio, dragi răspunsuri! Trebuia să te fi gândit mai bine! Distracție plăcută! Copiii ăștia nu se învață niciodată minte! Bună dimineața! Cartea mea? Nu găsiți nimic acolo. Bravo, Lily! Avansează! Chiar aveam nevoie de răspunsurile alea. Până acum e bine. Se pare că proful nu s-a uitat destul de atent cât eu mi-am strecurat copiuța. Hei, de ce nu m-am gândit și eu la asta? Rigla mea e inutilă. Lily, pst, pot să văd și eu? Șt! Deschide doar partea de sus, vezi? Pentru asta vei avea nevoie de 2 rigle. Ia-ți răspunsurile și lipește pe ele niște bandă dublu adezivă. Scoate folia ca să se lipească de rigle.
Vezi ca mijlocul ei să fie pe mijlocul riglelor. În acest fel o poți îndoi așa. Mersi! Am terminat, domnule! Tema asta chiar e grea. Dar cred că mă descurc. Frate, sunt mândră de asta! Punguța asta ar trebui să o mențină în siguranță. Nu intra pe aici! Și în ghiozdan se duce! Abia aștept să o predau pe minunăția asta! Ah, opera mea de artă! Vai! Uită-te pe unde mergi, dragă! O, Doamne! Foaia mea! Ia uite ce îndoitură monstruoasă! Uite, plânge! Îți vine să crezi cine plânge așa? Bună, dragă! Asta ar trebui să te ajute! Mersi! Stai! Ce să fac cu asta? Știu! Folosește o placă de păr ca să îndrepți cutele! Vezi? Problema rezolvată! Super șmecher! Nina? Deci, unde e cartea aia? Chestia asta nu poate fi așa rea! M-am plictisit deja! Cine ar putea fi? Alo? Ai terminat deja cartea? Nici eu! Aș face orice altceva! Cum ar fi să văd un film? Oh, vine partea tare! Mori, robotule, mori! Haide! Încă două puncte! Frate, cât e ceasul? Ce? Cum de-i aproape 8? Pixul ăsta nou e grozav! Am reușit? Hei, am pierdut multe? Deci știu că toți sunteți curioși de nucleu! Nu știu dacă pot sta trează pentru asta. Nina? Nina? Am zis Nina! Trezirea! Alo? Of, e groaznic! Trebuie să par trează, nu? Ochii deschiși mă vor salva! Ca să faci o pereche, întâi ai nevoie de un selfie. Eh, doar ochii. Par trează deja? Dar dacă adaugi sulf în amestec? Noapte bună! Are cineva întrebări? Opa! Prieteni, avem un adormit. Poate că are nevoie de o trezire. Vin acolo! Oh, nu! Ah, Nina? Încerci să dormi nițel? Ai ales ora greșită pentru asta? Alo? Pământul către Nina? Ce? Eh, bună dimineața! Ce bine că n-am fost eu! Fetelor, ia uitați ce ruj am eu! Vai, ești atât de norocoasă! Știu, e cel mai tare! Buzele mele o să arate atât de bine! Fetelor, unde ați dispărut? Serios? Inspira adânc! Ups, vi se potrivește culoarea asta? Frumoasă încercare! Știi regulile? Fără farduri! Dar putem să mai vorbim despre asta? Să înțeleg că nu! Ia să văd cum arăt! Oh, nu! Am o față atât de ștearsă! Dar sunt mereu pregătită! Am o rezervă secretă de farduri pentru urgențe! O să-l iau eu! Fără farduri! Nu-i corect! E o situație îngrozitoare! Care mai e scopul dacă nu pot să arăt fabulos? Viața e pustie fără farduri! Stai puțin! Știu! Pot să folosesc sticluța asta de pastă corectoare! E fix ce-mi trebuie! O să încep prin a goli lichidul! O să-l vărs într-un castronel! Pot să-l folosesc mai târziu! Acum o să spăl sticluța! În continuare o să-mi iau luciul de buze preferat! Pot să folosesc o pipetă ca să-l scot din tub! E mult mai simplu așa! Nu vreau să fac mizerie! Acum o să ajung în sticluța de pastă corectoare! O să o umplu imediat! Ajunge! Și o să-i pun capacul! Sunt atât de isteață! Și buzele mele o să arate grozav! Oh, da, e mult mai bine! Mi-a fost dor de asta! Hă? Ce faci? Wow! Îmi trebuie și mie! Ia banii ăștia!
Ok, fetelor, stați la coadă. Mersi, Essie. Dă-mi, dă-mi. Ești cea mai tare. Wow, a fost o plăcere să fac afaceri cu voi. M-am plictisit, am nevoie de un pui de somn. Stai, sunt încă la oră. A expirat timpul? Dați-mi lucrările. N-am terminat. Am dat o bară. Cred că o să iau un alt patru. Da, da, în fine. Hai, grăbiți-vă. Grozav, acum trebuie să le notez. Abia am pot ține ochii deschiși. Am terminat cu astea. Ăsta e mult mai distractiv. Au! Mi-e atât de foame. Știu, o să comand ceva. Bună, pot să fac o comandă? Wow, ce livrare rapidă! E un festin. Și e doar pentru mine. Mai mult, vreau mai mult. Vai, e atât de bun. Aș putea mânca asta toată ziua. E atât de uleios și de murdar. Și-l ador. A fost uimitor. Nu e bine. Trebuie să-l curăț. Poate nu o să observe. Știu ce să fac. O să încep prin a decupa o secțiune a caietului. Apoi am nevoie de pistolul meu de lipit. O să aplic lipiciul pe caiet. Și apoi o să lipesc niște pâslă verde pe deasupra. O uniformizez ca să nu rămână cute. Acum o să pun și niște pâslă albă și roșie. Dar n-am terminat încă. O să lipesc bucățele mici de pâslă neagră. Și o să le aranjez în formă de arc. Arată grozav! E gata! Un pepene roșu e mult mai bun decât un caiet plictisitor. Miroase a burger aici? Ok, elevi, fiți atenți! Notele voastre sunt aici. Groaznic, Alex! Poftim! Ăsta nu e caietul meu? Ce se întâmplă? Șt! E secretul nostru! Stați puțin! Îmi convine! Mulțumesc, e grozav! Ok, elevi! Woohoo! Să petrecem! E super distractiv! Ador să petrec! Nu mai petrec niciodată. Apa asta e minunată. Dar am nevoie de somn. De ce e atât de zgomotos clopoțelul ăla? Să mergem. Chiar trebuie. Ați petrecut până târziu, fetelor? Și într-o zi de școală? Dăm teză? Sper că ați învățat, elevi. E o teză dificilă. Multă baftă. Mulțumesc, o să am nevoie. Habar n-am ce fac. Stai! Pot să copiez! Ador tehnologia! Nu, profesoara! E atât de simplu! Fără telefoane la oră! Dă-mi-l! O să fiu cu ochii pe tine! Trebuie să-mi ascund telefonul! S-a făcut cald aici? Stai puțin! Am un plan șiret! Pot să folosesc banda asta adezivă. O să pun fâșii de bandă pe blugii mei. Apoi o să pun una pe telefon. Și-mi lipesc telefonul de fâșia de bandă adezivă din mijloc. Acum pot să-l acopăr cu bucata asta de denim. Pot să-mi ascund telefonul când profesoara e aproape. E perfect! Stai! Trebuie să-mi acopăr telefonul. Poartă-te normal. Ce se întâmplă aici? Grozav test dintre cele mai reușite. Ok. Am păcălit-o. Și am terminat. Wow, ce rapid! Frumoasă fustă! Ce-ai zis? Unde s-a întâmplat asta? E atât de jenant! Sper să nu vadă nimeni! Putem să plecăm acasă? Da! Ora s-a terminat! Hai să ștergem de aici! Vrei să ne vedem mai târziu? Se pare că trebuie să fac curat! Copiii ăștia sunt atât de dezordonați! Ia uite, nu se învață minte niciodată! Ok, arată bine! Petele astea sunt îngrozitoare! O treabă făcută bine! Unde o fi? Știu că l-am lăsat pe banca mea! S-a întâmplat ceva, puștoaico? Aveam o jucărie squishy pe banca mea! Ați văzut-o? Era preferata mea! Scuze, puștoaico, nu știu! Acum trebuie să dau cu mopul! Stai! Cum de copilul ăsta are atât de multe gunoaie? O să ajungă la gunoi! O să se învețe minte! Ce mizerie! Cred că am strâns tot! Pot să duc sacul în tomberon! Așa! S-ar putea să o fi aruncat în tomberon! Ok! Poate merge să fac ceva! Buretele ăsta s-ar putea să fie util! Vreți să fac curat? O să încep prin a înmuia niște lut. Apoi o să folosesc sticla asta ca să-l aplatizez. Și o să aibă aceeași grosime. Am tăiat o bucățică de burete și o să o pun în mijlocul lutului.
Acum o să împăturesc marginile. Vreau să acopăr complet buretele. O să folosesc iar sticla ca să uniformizez totul. O să obțin un pătrat fin. Uite așa! E timpul să fiu creativ! O să desenez o față pe lut. Trebuie să aibă un zâmbet larg. Și o să creez și alte personaje. Sunt atât de moi și elastice! Astea sunt pentru tine! Wow! Sunt grozave! Wow! Le ador! Mulțumesc! Ah, cu plăcere, puștoaico! Stai puțin! Podeaua mea! Podeaua mea dragă și curată! Arată bine! Sprâncenele mele sunt perfecte! Un pic de ruj! Mă bucur că am timp să fac asta! Ador ora de pictură! Arăt ca o operă de artă! Nu pot să zic același lucru și despre pictura lui David! Mai bine îmi termin machiajul! O să-mi fac niște codițe cu tuș! Ar putea să iasă mai bine! Hai să încercăm iar! Ah, nu ăsta era look-ul pe care voiam să-l obțin! De ce e atât de greu? Ha? Ce faci? Scot banda adezivă de pe pictura mea! Îi dă un efect super tare! Arată bine, nu-i așa? Da, mi-a venit o idee! Am nevoie de niște bandă adezivă! Aha, asta e perfectă! O să arăt uimitor! O să-mi pun banda sub nas și în sus pe obraj! Apoi mai pun puțin în lateralele ochilor! Știu că arată ciudat, dar ai încredere în mine! Trebuie să-mi întind creionul de ochi! Banda adezivă are rol de șablon! Când o scot, obțin codițele perfecte! Impresionant, nu? Și atât de simplu! Hei, David! Aici! Wow! Poți să iei tu tabloul ăsta! Mersi! Ce plictisitor! Am atât de multe de făcut! Poate mă odihnesc, nițel! Doar un pic de distracție ca să mai descrețesc fruntea! O să pun iPad-ul aici! Trebuie să-l proptesc de ceva! Nu merge! Serios? Devine enervant! Cred că știu cum să rezolv situația! Nu trage cu ochiul, așteaptă acolo! Așa, da! E un suport grozav! E mult mai tare decât exercițiile din clasă! O să deschid dosarul și o să pun niște lipici în colțuri! Vreau să aibă cam aceeași formă ca un iPad! Am niște fâșii de material, o să le presez pe lipici! Trebuie să mă asigur că sunt fixate bine! Acum o să-mi bag iPad-ul printre ele! Așa o să stea locului! Isteață treabă, nu-i așa? Ador canalul ăsta! David? Ce se întâmplă? Mai bine l-ascund! Ce interesant! Pare să fie totul în regulă! Ce băiat cu minte! Ține-o tot așa! Sigur că da! Deci, unde rămăsesem? Ce amuzant! Astea sunt rezultatele testelor voastre! Știu că o să iau nota 10! Ce? Nota 4? Nu se poate! Am luat nota 10? Wow! Sunt mai deștept decât Ocilara! Super! Nu fi tristă! Pot să rezolv eu problema asta? Crede-mă! O să decupez nota proastă! Chiar ai luat un 4? Scuze, a fost urât din partea mea! Acum o să o înlocuiesc cu nota 10 și o să unesc foile cu pastă corectoare! Ce faci? Așteaptă și o să vezi! Ok, gata! Poftim! Stai! Sunt iar deșteaptă! Mersi, David! Ce treabă, isteață! Stai puțin! Ăsta-i testul greșit! Știu! Se pare că am luat iar un 10! Deci nu sunt deștept până la urmă, nu-i așa? Nu! Wow! Vopseaua asta e super frumoasă! O să prezez o folie de plastic pe ea! Te ajută să scapi de stres! Zici că e o operă de artă modernă! Hai să încercăm ceva diferit! Folosesc ștergătorul ăsta de geamuri ca să întind vopseaua pe hârtie! Pictura asta clar ajunge pe peretele meu! Ce zici de un model în valuri? Îmi place la nebunie! De data asta folosesc picături de vopsea! O să trec plasticul peste ele! Îl mișc dintr-o parte în alta! Există atât de multe posibilități și fiecare picătură e unică! Aș putea să deschid o galerie! O să mă îmbogățesc! M-am plictisit! Glumești! E timpul pentru gustări! Hai să facem lucrurile mai interesante! Hop, așa! Bine! Am prins-o! Știu, e impresionant! Crezi că poți să bați treaba asta? Te rog! Aș putea să fac asta cu ochii închiși! Ia uite! O să te dau pe spate! Ochiul meu! Ce spuneai? Mai exersează! O să reușești până la urmă! Vreau să pictați un curcubeu și să fie frumos! Ador curcubeele! Mie nu-mi plac culorile!
cine râde acum? Abia aștept să încep! Curcubeile au ceva magic! Ce faci? Ce tocilar e! Annie, ce mai aștepți? Treci la treabă! Dacă trebuie, dar mie îmi place doar negrul! Hai să terminăm mai repede! Dacă vreți un curcubeu, o să vă dau un curcubeu! O să fie cel mai tare curcubeu din lume! Am terminat! Am vrut să surprind frumusețea lui! Vă place? Avem un adevărat Van Gogh în clasă! Cum merge treaba, Annie? Ta-da! E ok, puteți să nu mai aplaudați! Ai mai văzut un curcubeu, nu? Oh, ora asta e o prostie! Părerea mea despre curcubeul dumneavoastră! Stai așa! Dă-mi cariucile alea! O să le aranjez în formă de curcubeu! Acum îmi trebuie pistolul de lipit! O să lipesc cariocile între ele! Aștept să se întărească lipiciul! Acum e timpul să desenez! O să frec cariocile pe foaie! O să creez un arc cu ele! Wow, arată bine! Culorile se contopesc! Ce metodă simplă de a desena! Ok, gata! Dar n-am terminat încă! Cu o carioca neagră am desenat un curcubeu pe o folie de plastic! Nu e curcubeu, e curcubeu! Șmecher, nu? Acum îl vedeți? Acum nu-l vedeți! Oh, a reapărut! Ce vrajă-i asta? Wow, incredibil! Mi-am terminat treaba! Stai puțin, ai un tricou multicolor pe tine? Nu-ți plăcea doar negrul? Ce? Nu! N-ai văzut asta? Să ne sufli un cuvânt! Buzele mele sunt pecetluite! Tema mea e aproape gata! Desenul ăsta o să fie grozav! Serios? Vreau să-l văd! Nu! E încă în lucru! Ai răbdare! E gata! Și e frumos! Ce zici? Oh! E... ce e? E un cartof? Stai puțin! Poate dacă mă plec... Ah, m-am prins! E o rățușcă! Poftim? Nu! Știam! Trebuie să mă uit mai de aproape! Adică foarte de aproape! Oh, e evident! E o lămâie, nu-i așa? Nu, nu e o lămâie! Da, îmi era teamă că o să zici asta! E dificil! Ce-mi scapă? Glumești? Normal, e clar o banană! Știi ceva? Las o baltă! Scuze, scumpo, ce e? E Pikachu! Da? E nasol! Ah, oare ce nu te-am luat? Un patru? Oh, e groaznic! Ar fi devastată! Dar cred că pot să rezolv problema! Îl pun pe Pikachu aici! Trebuie să ascut creionul ăsta! Și mi-am amintit că trebuie să cumpăr o ascuțitoare! Ah, mult mai bine! O să iau un alt creion și o să le leg cu un elastic din cauciuc! Fac asta și celălalt capăt! Acum o să urmez conturul imaginii! Trebuie să respect liniile! Al doilea creion o să reproducă totul pe o foaie albă! E mai simplu decât desenatul cu mâna liberă! Gata! Arată bine! Nu mai am nevoie de ăsta! Acum trebuie să-l colorez! Ce zici, Ava? Wow, e perfect! Mersi, mamă! Mă pregătesc să plec la școală! Nu vreau să întârzi! O zi minunată, scumpo! Să iei nota 10! Oh, nu! Ava, stai! Mi-e foame! Vreau o gustare! Profesoara e ocupată? Asta e șansa mea! Țin întotdeauna o gustare de desubt în caz de urgențe! Ah, aici era! Trebuie să fiu rapidă! O să se enerveze dacă vede asta! Alea sunt jeleuri? Hai! Ah, ignorați asta! N-ați văzut nimic! Poftim? Să nu îndrăznești! Nu mă puteți opri! E dezgustător, Ava! Îmi e tare rușine de mine acum, dar nu regret nimic! O să mă prefac că nu s-a întâmplat asta! Nu mi-am satisfăcut pofta de ronțăit! Noroc că am ascuns chipsurile astea! Sunt perfecte! Trebuie să le ascund! Eh, merge suportul de creioane! Fii calmă! E doar o zi obișnuită! Ce bun e! Aveam nevoie de așa ceva! Gura mare! Oh, ce drăguț! Stai puțin! Ce ciudat! N-am o a treia mână! Bună, Ava! Chipsurile sunt interzise! M-ai auzit? Da, v-am auzit! Dar n-ați zis nimic de gogoș! Ce se întâmplă acolo? Uh-oh, diversiune, diversiune! Sunt cu ochii pe tine! Mă rog, sunt mult mai isteață ca ea! Aha, te-am prins! Ce? Mă mănâncă rău! Ceva nu e în regulă! E și rată! Trebuie să iau măsuri drastice!
Manechinul ăsta o să fie util. Trebuie să-i fac o schimbare de look. Așa, uitați-vă în altă parte. Pe asta o căutam. Cred că o merit. E cea mai apetisantă gogoașă din lume. Glazură roz și bombonele. E o capodoperă. Să nu mănânci chestia aia. Te-am avertizat. Nu! Stați! Sunteți cheală? Dă-mi-o. Nu e corect. Sper să nu mâncați. Dă-i drumul. Acum, va. Dacă te-ai străduit atât de mult și pentru școală. Gata, ai înțeles? Trebuie să dau note acum. Da, bine. Stai puțin, am o idee grozavă. Mai întâi desenez două cercuri mici. Apoi le unesc. Fac la fel și pe partea de deasupra. Acum desenez o linie ondulată. O fac până la capăt și apoi pe jumătatea superioară. După ce am făcut schița în creion, pot să vin deasupra cu un pix. Așa o să iasă în evidență. Trebuie doar să-mi urmăresc schița inițială. Nu o să fac nicio greșeală. Nu vreau să stric ceva acum. Arată exact ca o gogoașă. Poți folosi o radieră pentru a șterge creionul. Apoi o să colorez. Completez doar zona din interiorul liniilor ondulate. Asta o să fie glazura. Lasă gura apă. Acum pot să colorez gogoașa. Fac asta cu un portocaliu închis. Folosesc un corector pentru bombonele. Îl aplic peste glazură. Apoi adaug niște umbre. Trebuie doar să urmăresc conturul. Fac la fel cu bombonelele. Așa pare reală. Cred că e gata. Trecem la pasul 2. E timpul să fac schimbul. Ești a mea, gogoșico. Și o să las desenul în cutie. Cine e acolo? Sigur am auzit ceva. Ce? S-a întâmplat ceva? Îmi citesc cartea? Ok, dar sunt cu ochii pe tine. Cine ar fi crezut că o carte poate fi atât de utilă? Îmi ascunde perfect gogoașa. Grăbiți-vă! Duceți-vă la următoarea oră. În sfârșit au plecat toți. Abia așteptam momentul ăsta. Stai! Ce se întâmplă? Asta nu e o gogoașă. Am fost păcălită. Ava! Selfie! Ce drăguț arătăm! Sper că n-am întârziat la oră. Apropo de drăguț, ia uite, e Kevin! Vai, cum arăt? Bună, Kevin! Aici! Aici erai! Speram să te văd! Wow, e divin! Am fi un cuplu frumos! Oare cum i-ar chema pe copiii noștri? Cui pasă? Ar fi adorabil! Stai! Ce s-a întâmplat? Nu! Nu e nimic între noi! Așa zici tu! Trebuie să plec! Deci, se pare că sunt iar singur! Bună, Ava! Trebuie să vezi asta! E amuzantă! Nu cred! Ce urât! Ava, aici erai! Ți-am luat o înghețată pe băți! Nu! Nu vreau! E de ciocolată, preferată ta! Nu! Pleacă! O să se topească! Ok, mai încerc chiar. Apropo de Kevin... a plecat. Stai! Poate e util ăsta. Mai întâi decupez un cerc dintr-o bucată de hârtie. Apoi desenez o față pe el. Cred că aleg emoji-ul care râde și plânge. E clasic! Acum îmi trebuie un cerc galben și unul roz. Le pun peste emoji. Îl decorez pe cel de deasupra cu emoji-ul cu inimioare. E drăguț! Uite-te la el! Acum mai adaug două cercuri și desenez un alt emoji. Cred că ăsta trebuie să fie trist. Înveselește-te, micuțule! Pun un cerc roz deasupra lui. Îl întorc și lipesc bețișorul pe spate. Vreau doar să fiu fericită. Ava, trebuie să vezi ceva. Ce mai e acum? Așa arăți tu. Trebuie să zâmbești iar. Foarte amuzant. Asta simt eu. Te iubesc. Ești prietena mea cea mai bună. Ce caragioasă ești. Da, știu. Dar e haioasă treaba, nu? Presupun. Îmi pare rău, Ava. N-am vrut să se întâmple asta. Stai așa, vezi și tu? Nu se poate! Ce amuzant ești, Kevin! Nu e genul meu. Deci tu ai făcut chestia asta? Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri utile. Dă like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave.